Salut, prieteni! Iată-ne la un nou podcast, Vin de o poveste, după cum se intitulează, bineînțeles, conținând cuvântul vin. Avem aici o sticlă de vin, evident, că doar nu aveam cum să avem o altă sticlă. Domeniile Davidescu, avem aici un Cabernet Sauvignon cu fetească neagră, pentru că la ce aș putea să mă raportez eu dacă nu la o sticlă de vin? Dacă nici la asta nu mai pot face reclamă, atunci la ce? Invitatul de astăzi, uite, mă uit în toate camerele, e în toate topurile posibile și imposibile. E unul din artiștii momentului, unul dintre artiștii momentului, atunci când filmăm și atunci când postăm, sperăm, adică vom posta aproape de data filmării. Teo Rose, Teodora Diaconu, pe numele ei real, sunt română. Bine ai venit, Teo! Bună, Radule! Practic un exemplar de roze, dacă tot vorbeai de vinuri și așa. Exact! Și având în vedere numele tău, fii atentă că nici nu știu cu ce să încep, că ți-am luat și flori. Că acum, cu 1-8 martie, cu toate astea, bine ai venit. Vază n-avem decât în bucătărie. Până acasă. Aia era. Nu ți-am luat trandafir, că am zis că na, dacă așa e numele, să-ți luăm așa. Am întrebat la florărie, dați-ne ceva cu primăvara. Și atunci ni s-a dat cu primăvara. Da, avem trandafiri pe punga de la cadou, avem aici și ciocolată, că așa am citit eu, că se dă flori cu ciocolată. Și dacă tot... Și că avem trandafiri, vezi că sunt lalele. Nu sunt trandafire? Să dea draci de n-or fi lalele. Ei, avem lalele, doamnelor și domnilor, iată, dar dumneavoastră puteți să-i considerați trandafiri, dacă vă ajută chestia asta. Doar că nu avem Teo Trandafir, avem Teo Rose. Și până când o să aprind eu această lumânare, ca să nu mai miroase a brânză, să miroase a lumânare, că avem și brânză. A, de la asta? Da. Așa. Nu, dar să știi că e ce trebuie, adică e perfectă cu vinul, merge în perfect asort. Am sunat eu la un conesor și mai mare decât mine de la Iași și mi-a spus ce să iau în funcție de vin. I-am zis că, bă, Cabernet Sauvignon cu fetească neagră, cu ce să-l combinăm? Și atunci mi-a spus exact care ar fi brânza, că trebuie să fie o brânză mai uscată, că trebuie să fie mai aia. Și atunci e perfect, te invit să guști cu mare drag. Eu nu o să mă sfiesc, că vezi că o să tot mănânc, o să tot beau. O să încerc și eu, da. Adică nu e regie, adică chiar poți bei, chiar poți mănânci, poți face ce vrei tu. Am înțeles. Și cât aprinde o lumânare asta, prezintă-te tu în 20 de secunde. Nu mai pornim cronometru, că o luăm așa, după aproximație, nu? 20 de secunde în care să-mi spui tu cele mai importante lucruri, să le sintetizezi despre tine, că am darul ăsta de a vorbi foarte mult și foarte prost. Și foarte mult peste invitat. Bine, eu sunt Teodora Maria Diaconu, îmi place mult să trăiesc, îmi place extraordinar de tare să cânt, absolut orice, fără niciun fel de excepție. Îmi place să dansez, îmi place să trăiesc între oameni, sunt dependentă de oameni chiar. Și am probleme cu anxietate și cu atacurile de panică. Noi vorbim despre asta. Cum ți-ai dat seama că ai probleme cu anxietate? S-a întâmplat ceva ciudat cu mine. Eram într-un avion în drum spre Timișoara, urma să am un concert. Când asta? Acum 2 ani. Și am simțit ceva ce nu mai simțisem. Un an bun pentru avioane, 2019. 2020 a început să fie mai prost, dar 2019 era bun pentru avioane. Da, 2019 era, încă mai zburau avioanele, circulau. Și am simțit ceva neobișnuit. Auzisem despre anxietate, nu înțelegeam, nu puteam să-mi dau seama ce înseamnă să ai o frică pe care să nu o poți controla sau pe care să nu ți-o poți explica sub nicio formă. Dar mi-am dat seama că e anxietate tocmai pentru că, din povești, știam că e ceva ce vine dintr-o dată și nu poți controla. N-ai niciun fel de control asupra situației. Și a fost dubios. Da, ți-ai dat seama în momentul ăla că e anxietate sau după ce a trecut, post factum, Nu, în momentul ăla mi-am dat seama că e anxietate și că sunt chiar în pragul unui atac de panică. A fost dubios. Dar n-a fost chiar atac de panică, nu? Nu în momentul ăla, dar oricum a ținut aproape toată ziua, ca să înțelegi. Am fost deci într-o panică continuă, tocmai pentru că a fost ceva nou. M-a speriat și mai tare și am trăit de la minut la minut cu frica de a nu se repeta. Știi? Ok. Mă, niște palpitații ciudate, nu respiram cum trebuie, dintr-o dată lucrurile nu mai funcționau, normal. Și a fost dubios. A fost greu să-mi dau seama, am sunat după mama din Timișoara, am o verișoară pe acolo, a venit verișoara aia cu niște pastile de calmare, ceva sedativ pe ce, ceva de-astea naturiste. Oricum, nu știu dacă alea și-au făcut efectul, dar până la urmă am reușit să mă calmez. E mai mult psihic efectul. Adică eram și singură.
știi? Okay. Cântam cu o trupă și m-am dus singură până la Timișoara, stăm singură în camera de hotel general. Nu prea aveai contact cu trupa respectiv. Da, m-am trezit singură undeva și eram panicată și nu știam ce urmează să se întâmple cu viața mea. Da, se întâmplă chestia asta și am avut la un moment dat stări similare cu atacul de panică, adică nu cred că a fost chiar atac de panică, tot așa, pe un drum era, veneam de la București cu Triaj, numai că eu în momentul ăla n-am conștientizat că e vorba de un atac de panică, eu credeam că mor. Adică am avut câteva minute în care credeam că mor, pentru că pulsul nu mai era același, începusem să amețesc, respiram greu, vorbeam greu, nu mă puteam concentra, mi se părea că nu articulez cuvintele și atunci îți dai seama, a început panica în momentul ăla. Bă, ce se întâmplă? Mor. Ce? Da, te gândești exact. La tot felul de chestii, da. Zic, uite, n-am mâncat, n-am dormit suficient, mor acum, cine știe ce am băgat în mine, m-am otrăvit, poate cine știe ce boală am căpătat, ferească Dumnezeu. Și atunci cred că toată treaba asta la noi vine din stresul ăsta social și din presiunea asta a expunerii publice, pentru că e dorința aia de a fi non-stop bine văzut, de a fi non-stop în top, de a fi tot timpul, de a avea cifre, igoana asta, după aia să fie câte vizualizări a făcut, câte, pe ce loc e în trending, ce s-a întâmplat, dar în concert, dar oare lui Neculae Nea nu știu care de la Timișoara care se îmbată la eveniment, îi place concertul ca să nu comenteze după aia, oare nu îi se pare că nu știu cum n-am cântat eu piesa aia la care se gândea el și la care nu știu ce, și toate lucrurile astea cred că doar noi le dăm valoarea asta încât să ajungem până în punctul ăsta. Cum te-ai liniștit cu treaba asta? Am apelat la terapii, am citit despre chestia asta, am citit, am intrat pe internet să aflu și alte cazuri, să înțeleg cum se manifestă anxietatea în cazul altor persoane. Am stat mult să-mi dau seama care-i treaba. M-a ajutat foarte tare și faptul că am vorbit deschis despre problema asta, fiindcă mi-am dat seama că sunt extraordinar de mulți oameni care se confruntă cu problema. Unii dintre ei nici măcar nu știu care e problema, cum se numește ea, ei nu știu că ce trăiesc ei e anxietate. Sunt oameni care nici nu caută să meargă să investigheze un pic problema. Mm-hmm. Exact, adică au impresia că e o problemă a corpului. Da. Păi se duc și își fac la inimă, își fac remeneuri, exact. Își fac tot felul de chestii și nici măcar nu e cazul. Am avut noroc, bine, noroc, nu e noroc deloc. Sora mea s-a confruntat și ea la vârsta mea cu aceleași probleme. Și cumva a reușit să-mi explice că treci prin chestiile astea, am fost și la un doctor care mi-a spus cam aceleași lucruri, treci prin lucrurile astea în momentul în care trăiești ceva ce nu ți se potrivește neapărat sau se întâmplă ceva în viața ta ce poate nu se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple, știi? Nu-ți găsești locul în ceva. Uh-huh. Și da, era o astfel de situație. Practic, mie situația respectivă în care eu nu mă regăseam, m-a întors într-una din situațiile din copilărie în care am simțit ceva similar. Era teama de imprevizibil. Okay. De fapt, asta era. Teama de necunoscut. Nu știam ce mă așteaptă. Păi și cum, dacă ai mai simțit chestia asta în copilărie, cum era imprevizibil și nu mai... Păi tocmai, treaba e că... Tu nu conștientizai că trăiesi, nu? Da. Copilul din mine s-a lovit de o situație de care el se mai lovise atunci, știi? Doar că el nu a înțeles că eu sunt adult acum și am resursele să lupt cu chestia asta. Copilul din mine a fost fricos în momentul ăla. Și asta am descoperit am reușit de fapt să-mi traduc chestiile astea în momentul în care am început psihoterapia. A fost revelator pentru mine. Uite, îmi spuneai de asta cu de perioada copilăriei. Cum ai fost tu când erai copil? Păi că am fost butuioasă așa. Asta se vede și acum, adică mi se pare că ai mult curaj. În ciuda problemelor astea de anxietate pe care le prezinți sau pe care le considerai la un moment dat că le ai. Acum mi se pare că le-ai învins. Da, mă rog, cred că m-am împrietenit cu ele mai degrabă, știi? Mi-am dat seama că asta sunt lucruri prin care o să mai trec. E principiul la românesc, frate, cu dracu până treci punte. Așa, până treci normal. Exact. Da, exact asta s-a întâmplat. Atunci când eram copil, mi se pare că am fost foarte conștientă de tot ce mi se întâmpla. Au existat ca în orice familie, eu sunt într-o familie cu venituri modeste, nu ne-am permis chestii luxoase, nu a fost vorba de așa ceva, eu m-am născut și am crescut la țară. Și am avut o copilărie foarte mișto, cu copii acolo, gagicăreli, chestii foarte mișto. Mi-a plăcut tare copilăria mea, sunt foarte mândră că am copilărit acolo. Treaba e că spuneam că am fost foarte conștientă de tot ce se întâmpla în jurul meu. Chestia asta e și dureroasă cumva pentru un copil. Știi? Spuneam că ca în orice familie au existat și tot felul de probleme. Treaba e că faptul că am fost așa conștientă m-am maturizat cumva înainte de vreme, știi? Și orice problemă era în jurul meu, am încercat să o maschez. De aici, de fapt am găsit sursa umorului meu. Faptul că sunt așa nebună și așa. Eu am încercat tot timpul să înveselesc cu oamenii din jurul meu, tocmai pentru că existau tensiuni adesea. Dacă, de exemplu, mama și tata se certau sau așa, știi?
eu căutam să vin cu un plus de energie, cu mult umor, să-i fac să râdă, tocmai ca tensiunile alea dintre ei doi să dispară. Asta am făcut toată copilăria mea și la școală și peste tot, de acolo umorul meu, și așa mi-am tradus și faptul că, de fapt, cei mai amuzanți oameni, oamenii cu cel mai mult haz, au în spatele lor tot felul de drame, știi? Tot timpul se spune chestia da. Asta, știi? E clișeic, cred, deja în momentul de față, că umorul vine din o dramă oarecum. Și Carlos Dream spunea într-un interviu la un moment dat că era întrebat de ce crede el că vin atât de mulți artiști talentați din Moldova. Și spunea că eu cred că trebuie să fie și mai multă dramă. Și atunci, în Moldova, fiind o leac mai multă dramă, este și mai multă artă. Aici, la noi, e mascată chestia asta oarecum cu umor. Eu am cunoscut foarte mulți oameni extrem de amuzanți, care erau o oază de bucurie pentru oamenii din jur și care ei, în sufletul lor, erau foarte triști. Știi? Și povestea adesea prezentată a clownului și în filmul, uite, Joker, care e o capodoperă, de exemplu, tot din chestiunea asta pornește. Dar ce te întrista cel mai tare când erai mică? Care erau momentele care te întristau cel mai rău? Mi era foarte frică să nu cumva să pierd oamenii dragi din jur, familia, știi? Făceam din țânțar armăsar. Dacă mama și tata se certau, aveam impresia că urmează să se despartă sau ceva. Uh-huh. Dacă tata îl certa pe frate meu, aveam impresia că o să-l alunge de acasă. Așa asociam eu lucrurile atunci când eram mică. Și atunci, dai seama, căutam cumva să substitui toate lucrurile astea cu mult haz, cu mult umor, să fiu eu chestia aia care strălucește acolo și care îi bine dispune pe toți, astfel încât să decurgă lucrurile ok în familie. Și la școală, la fel de asta, cumva, în timp am ajuns să fiu mediator al tuturor, mă rog, conflictelor din jurul meu. Asta e un mare lucru. Dacă doi prieteni începeau să se râgă, veneam eu și, stai mă, că n-a vrut să zic așa, uite, a vrut să zic așa, a vrut să fac așa. Treaba e că fiind tampon tot timpul între oameni, la un moment dat ajungi să ți-o ieși tu. Știi? Că nici așa nu e bine. Inevitabil. E ca aia cu bătaia. Dacă vezi pe doi că se bat, tu dacă intervii să-i desparți, ar putea să fii, în 90% ești victimă, sigur. Da. Da, am pățit și asta și, mă rog, mi-am mai dat seama că am făcut o greșeală foarte mult timp, tot acum, odată cu psihoterapia am descoperit chestia asta, eu am încercat să mulțumesc tot timpul pe toată lumea. Mie îmi place să iubesc oamenii și oamenii să mă iubească pe mine. Și am făcut chestia asta într-un mod greșit, pentru că de cele mai multe ori îmi neglijam părerea personală. Sau, dacă vedeam la un om ceva ce nu-mi plăcea, vedeam la o parte ce nu-mi plăcea la el și stăteam să caut ceva ce-mi place. Înțelegi? Ceea ce nu e rău, e o chestie altruistă, e o chestie mișto, vine din niște intenții minunate, doar că din momentul ăla eu încercam tot timpul să găsesc ceva bun la toată lumea, să justific orice ar fi făcut cineva greșit față de mine, ori nu toate lucrurile merită să fie justificate. Exact, plus că ajungi la un moment dat, am impresia că ajungi să-ți construiești un univers fals. Exact. Și păreri false despre oamenii din jurul tău, despre felul cum îi vezi tu, despre cum ar fi ei conform a ceea ce ți-ai dorit tu să fie ei în accepțiunea ta. Exact, exact asta am făcut. Mă mințeam așa cumva, știi? Dar eram și conștient în același timp, adică vedeam absolut tot ce se întâmplă, înțelegeam că un om a făcut o chestie nasoală față de mine, doar că eu căutam să găsesc drama din spatele a ceea ce făcea. Încercam să găsesc motivul pentru care ar fi putut să facă. Stai mă, că poate el e complexat de un lucru și a simțit să-mi spună mie chestia asta pentru că eu am în momentul ăsta ceva ce el nu are, deși el e fraier, că și el are alte chestii pe care eu nu le-am, știi? Dar mi-am dat seama că nu trebuie tot timpul să găsesc justificări. Fiindcă așa cum eu sunt, nu știu, o entitate individuală, și el e și poate și el să gândească pentru el lucrurile astea, nu trebuie să-i găsesc eu justificare. Exact. Da. E un consum mare de energie. Bine, uneori cred că e și metoda salvatoare, știi? Pentru că în felul ăsta am impresia că poți să înțelegi mult mai bine oamenii din jurul tău. Ca să înțelegi oricum pe cei din jur, cred că în principal trebuie să te înțelegi pe tine. Ceea ce e complicat. Și atunci faptul că, uite, tu ai avut problemele astea cu anxietatea la o vârstă la care deja ajunsese la maturitate, la un nivel de maturitate considerabil, consider că te-au ajutat, spun eu, să îți dai seama care erau problemele tale atunci când erai mică și să-ți dai seama originea lor. Spuneai de asta cu familia, de exemplu. Probabil la momentul ăla nu conștientizai, era doar un feeling de-al tău pe care și lăsându-l să zacă în tine, îl creștea. Și acum poate lucrurile par cu totul și cu totul altfel.
Care e relația ta cu părinții tăi astăzi raportată a ceea ce se întâmplă atunci? Eu și ai mei suntem foarte buni prieteni, dar ne-am educat reciproc. Și dintre mine și frații mei, eu am fost cea care i-a pus la punct cam cel mai tare. Fiind cea mai mică, au fost mai permisivi cu mine, pentru că deja aveau experiențele cu ceilalți doi copii. Și în ceea ce mă privește au fost mai relaxați, fiindcă s-au chinuit ăștelați doi, știi, frate mi și sormea, s-au chinuit ei cu mine. Unul făcea teme, altul mă scotea la joacă, altul mă căra după el peste tot. Eram un fel de ghiozdan la școală și la grădiniță pentru ei, știi? Ai mei m-au susținut tot timpul și m-au ajutat foarte tare. Au investit în mine atât cât au avut, atât cât și-au permis. Practic de la ei a pornit totul, de la bunăvoința lor de a face ceva cu mine, știi? Mi-am dorit să cânt. Sora mea cânta deja, eu de la ea am preluat toată treaba asta cu muzica. Pe ea n-au susținut-o la fel de tare, n-au crezut în chestia asta, că ar merge chestia asta cu muzica, nici nu visau. Stând la țară, nu te gândești că ai prea multe șanse de reușită, sincer. Cine pleca de acolo și ajungea mare? Era foarte greu. Dar, în schimb, sora mea și-a dorit mult să cânte și asta i-a convins pe ai mei să mă susțină și pe mine mai departe. Și au mers cu mine în festivaluri, în concursuri. Era greu, că erau bani, pe drum, la preselecții, înscrierea în concurs cu tare. Nu aveau niște salarii extraordinare și acum lucrează în aceleași lucruri în care lucrau și atunci, știi? Dar au avut bunăvoință. M-au lăsat să plec la liceu în București, la liceu de muzică, tocmai ca să se deschidă niște porți, ca aici să învârte toată treaba în București, știi? Și sunt foarte mândră de ei, pentru că s-au schimbat foarte tare, adică nu doar ei de mine. Mai degrabă, eu sunt cea care poate să spună că sunt, într-adevăr, foarte, foarte mândră de ai mei. Sunt foarte actuali. S-au actualizat cu tot ce se întâmplă în ziua de azi. Nu mă judecă pentru absolut nimic. Cred absolut în tot ce fac, chiar dacă fac multe rahaturi. Și fac și rahaturi, că nu-mi iese tot. Ajungem și acolo. Da. Ei sunt foarte ok. Mi-au dat libertatea să mă exprim așa cum simt, să fac ce simt. Și nu mă judecă nicio secundă. Ceea ce pentru mine e extraordinar. Mama și tata sunt minunați. Și au crescut odată cu noi copiilor. Gândește că erau doi copii când au făcut-o pe sora mea, aveau 20-24 de ani. Câți ani are sora ta? Sora mea are acum 35. A, e mai mare cu 11 ani decât mine. Imens, da, da. Și fratele tău? Și fratele meu are 30. A, cu ce se ocupă ea acum? Știu că pe sora ta te-am văzut pe tine cântând cu ea. În sora contexte. Mea cântă folclor. A, deci și asta e meseria de bază în continuare, nu? Da, și prezintă o emisiune de profil la o emisiune asta. Folclor cu ceva. Putem să spunem că noi suntem pe YouTube aici. Da, da, da. Și la Canal D, dacă eram, eu tot spuneam. Asta se știe. Eu am problemele astea, așa că nu. E pe sinceritate. Poți spui absolut orice vrei tu. Orice nume de brand, absolut orice. Nu e niciun fel de problemă. Deci în continuare în breaslă și acum. Și fratele tău? Și fratele meu lucrează la un anticariat. Face achiziții de cărți, e super pasionat de chestia asta. Și tata... ceva foarte în legătură cu muzica, cu folclorul da, și cu da, 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 da. Muzica pop. Să știi că și fratele meu e un tip destul de talentat. El face mult mai multe chestii bine decât am. Noi am știut să cântăm și atât. El, în schimb, pe lângă faptul că are ureche muzicală și cred că ar fi putut să cânte destul de frumos, deși nu i-a plăcut să fie în centrul atenției, e așa, să treabă, fie expus. Da. Deși acasă, spun sincer, la petreceri, el e sufletul petrecerii. Noi suntem departe de a fi așa ceva. Noi suntem extenuate, dar el atunci vine cu un suflu nou. E foarte mișto, frate meu. De la el cred că am preluat multe chestii care țin de umor, de partea asta, umorul. Are mult mai mult haz decât mine. E bine de tot, frate meu. E un tip foarte inteligent, cred că de aici și pasiunea asta lui pentru cărți. Și îi place foarte tare ce face. Întâlnește tot felul de oameni de cultură, poți să te gândești. Și ia tot felul de cărți care sunt unice, cu semnătura papei, cu semnătura lui Dracul Lacu. Mi-a arătat tot felul de chestii și am încercat să înțeleg de ce și până la urmă mi-am explicat. El e într-o continuă nevoie de cunoaștere și e inteligent tare. Eu cred că așa ar trebui să fim cu toți într-o continuă nevoie de cunoaștere. Da, 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 da. Pentru el că tot ceea ce trăim ne îmbogățește pe latura asta. Mm-hmm. Uite, spuneai că fratelui tău îi place foarte mult ceea ce face. Eu cred că asta e condiția esențială ca tu să fii fericit. Viață. Uite, ca să-ți explic puțin raportul dintre noi și părinții noștri, ca să înțelegi, tata și-a dorit foarte tare ca fratele meu să fie fotbalist. Oarecum explicabil. Toată copilăria lui Radu s-a petrecut pe stadion, tata are echipă de fotbal acolo în comună și... Cum se numește comuna? Tinerețe... Comuna se numește Izvoarele. Așa, echipa de fotbal se numește Tinerețea Izvoarele. Și joacă bătrâni.
Nu. Paradoxal, că ce de crezi? Obicei la echipe comunale nu prea joacă tineri. Nu prea sunt flăcăii satului. Îți dai seama, are echipe din mai multe grupe de vârstă. Dar a crescut foarte mulți copii care acum joacă la echipe mult mai mari. Păi asta cred că e satisfacție. Astra, Petrolul, nu știu ce. Dar... știi vreun fotbalist care a plecat de la el? Păi nu știu dacă știi. Acum sunt pe la Petrolul și la Astra. Acum eu știu să ți zic. Astra e liga întâi, adică e wow. Astra 2, nu știu. Știu de Bencea care joacă la Astra, a jucat și Popescu, Costin, de exemplu. Prietenii mei, colegi. Nu știi, Bencea, Popescu, Costin? Ei, vi arăt. Dar sunt... dacă joacă la Astra, înseamnă că e ceva de capul lor. Da, vi arăt după aia. Adică de la tinerețe, cum ai zis? Tinerețea Izvoarele. Tinerețea Izvoarele până la Astra Giurgiu e un drum. Adică la Astra Giurgiu ai McLaren, că așa are Alibec. Deci e o treabă. Da, tata a investit tot timpul în educație. Adică chestia asta cu echipa de fotbal a făcut-o fără bani. E o chestie pe care o face gratuit pentru copii, doar ca să le aducă o activitate în plus acolo în comună. Sunt copiii disperați după tata, îl respect extraordinar de tare și îl iubesc mult. A crescut generații. Sunt oameni care acum au familii așa și vin în continuare și joacă la echipă. Păi asta cred că asta e condiția esențială, știi? Adică dacă nu-ți place, degeaba o faci. Și la tine se vede cât îți place. Aici am permis să-ți spun eu o poveste despre tine când erai tu mai mică, cum te-am perceput eu când am auzit de existența ta prima dată. Eu eram într-o relație cu o fată care era colegă cu tine la un cerc de asta de cântat, că nu pot să spun casă de discuri, că nu, pe vremea aia nu era casă. Nu, casă de producție, ceva în genul ăsta, așa da, puteam considera. Deja discuri nu mai erau, dar nici producție nu era prea producție, adică era ceva, mă rog, nu, acum e slavă cerului și fac treabă foarte mișto. Iuliana Beregoi, de exemplu, un produs de mare succes. Un copil extraordinar de talentat și o fată muncitoare. Eu cred că o să fie din punctul foarte meu mare. De vedere, cu adevărat, e actual star, nu cred că mai e next star, cred că deja e actual star. Și îmi place să o văd crescând și așa, pentru că mi se pare un copil foarte mișto. Și un copil pe care eu l-am văzut din prima, fiind foarte, foarte tare, când majoritatea oamenilor spuneau că du-te bă, ce-i, lasă-mi pace, ce prostii este astea pe care le cântă. Și eu râdeam de versurile alea. Era într-adevăr destul de puierire, a fost printre primele care au spart gheața cu piese de-astea pentru copii, îmbrăcate oarecum young-ish, dar young-ish spre adult, știi? Și atunci a fost un curent special. Revenind, când te-am auzit eu, când am auzit eu prima dată de Theo Rose, tu erai un copil mic, eu eram la fel un copil mic și te-am văzut la un festival de ăsta, se petrecea la Iași, Music for Kids, cred că pot să-ți spun. Da, normal. Nu? Și tu erai în juriu sau ceva de genul ăsta, erai în juriu. În jurul tău și altor copii care erau foarte talentați și care se bucurau că sunt acolo și care erau evident extrem de bucuroși de ceea ce făceau, erau foarte mulți copii care erau acolo din dorința părinților ca ei să fie acolo. Și era evident. Pentru mine a fost o frustrare foarte mare, știi, când mă uitam și eu îmi doream foarte mult să sparg gheața cu ceva, să fiu acolo, părinții mei nu credeau, deși m-au susținut mereu, dar nu credeau în posibilitatea faptului că, bă, poate să facă Radu vreo treabă de asta. Exact. Care ar fi șansele ca el să reușească cât să poată trăi bine în România dintr-o chestiune de asta vocațională? Dar toți gândim la fel. Toată lumea are problema asta. Cât de norocos să fiu să mi se întâmple chiar mie să ajung acolo și să fiu unul dintre cei care reușesc puțini. Cred că e o diferență uriașă. Adică era vizibil, știi? Erau copii care se bucurau de ceea ce trăiau acolo și copii care nu se bucurau deși trăiau aceeași experiență fascinantă din perspectiva mea exterioară, dar care nu erau acolo pentru că voiau ei. Adică era o dorință a părinților, era o chestiune periculoasă, spun eu, pentru că să și încurajezi un copil sau un părinte spunându-i că lui copil e talentat într-o anumită direcție și că poate reuși într-o anumită direcție, consider că e periculos. Da. Și de asta e și greu să accezi în lumea asta, pentru că îți trebuie foarte multe lucruri. De asta mi se pare un mega exemplu tot ce ai realizat tu până acum și mă bucur enorm pentru succesul tău și pentru explozia ta la care am luat parte instituțional vorbind, că am fost colegi în același trust și am văzut când la troncâine aici avem un, ca să nu vină hoții. L-ați angajat? E un bișon, da. Cât ai dat spălună? E un bișon, dar e cât deghizat. Cât ai dat spălună? Că dacă ai dat bine, vin să-l atruiu. 2-3 kg de purina, nu știu. Mai bine, cred că e mai ok cu brânza cu astea decât cu purina. Da, cu mâncarea lui Cheluț. Și asta constatasem și postasem și pe Facebook acum vreo 2 săptămâni când am fost la Cluj și am filmat cu Sergiu Biriș un podcast. Un om care la fel a ajuns
De la nimic, a vândut către Facebook un soft, a tranzacționat o companie contra sume de 500 de milioane de dolari și m-am gândit că, bă, stai alea, că a nu te naști bogat e de fapt cel mai mare noroc pe care poți să-l ai în viață. Exact. Pentru că asta îți dă bucuria aia cea mai mare. Și ți-am urmărit parcursul, de cursul timpului, și am văzut că ai tot avut tot soiul de tentative. Ai avut tot soiul de momente în care ai fi putut să spargi gheața sau se spunea că vei sparge gheața. Oamenii vorbeau despre tine că ești un real talent. Eu știu din canal, de exemplu, de la Kitsing. Grasu și băieții care au fost atunci la canal în 2014, când se întâmpla emisiunea aia, îmi spuneau mie, în 2019, înainte ca tu să spargi gheața, deci mulți ani, de absenteism de-al tău din lumina reflectoarelor principale. Ei încă care... mai spuneau că eu îmi sparg gheața. Exact, spuneau că bă, ce talentată-i copila aia, ce tare-i copila aia, să vezi cum poate să cânte. Iar pentru mine șocul cel mai mare e când te-am văzut la o gală de asta, Bravo Ai Stil, când ai cântat cu orchestra. Am zis că băi, nu se poate. În finală. Cred că în finală, dar s-a tras bucata aia de moment, s-a tras mult înainte. Era, da, păi am tras în septembrie, la finalul septembrie. Da, la finalul septembrie și s-a dat tocmai în decembrie. Stai că zic și data. 17 decembrie, zic eu. 17 decembrie a fost finala, da. Nu a fost 17, a fost 19. Este contrazic. 18 decembrie am dat eu mașina la Radio Impuls, am băut șpriț cu măciucă vineri seara, pe 19 decembrie sâmbătă, la fel eram acasă după... Asta a fost penultimul episod din Moldoveni, în sezonul respectiv. Păi deci repere, pentru mine a fost doar finala Brava Estir exact. Și atât. Și mă enerva că nu puteam să te susțin în momentul ăla, că era dintrus și n-aveam voie să am niciun... Nici acum, de exemplu, nu mă lasă ăștia să-l limit pe Starlin sau pe Jador, că spun că influențez competiția. Adică, a, bă, las-o naibii de competiții, că nu se ia nimeni după ce râd eu de ăștia. Revenind, momentul ăla în care am văzut, când am fost la filmarea și am văzut live din sală, cum ai avut momentul ăla de când ai cântat cu orchestra? Bă, mi s-a părut wow, extraordinar și atunci am înțeles, bă, de asta spunea oamenii. Și când ai reușit, ce crezi că te-a făcut să reușești? Nu crezi că a fost, crezi că e o coincidență că ți s-au întâmplat treburile astea cu anxietatea în 2019 și un an mai târziu, în 2020, ai spart gheața cu adevărat? Mm-mm. Un lucru care oricum era o chestiune nu de dacă, ci de când vei sparge gheața. Exact, dar eu nu mi-am pus niciodată problema că n-o să reușesc. Doar că mi-am dat seama că e posibil să trebuiască să aștept mai mult pentru asta, știi? Și atunci am făcut ce aș fi făcut în mod normal. Am compus, am căutat să mă descoper, să încerc tot felul de chestii, să văd care sunt eu de fapt, pentru că am avut și problema asta, cum dădeam seama unde mă potrivesc și mai bine, pe ce îmi sună vocea cel mai bine. Da. Acum știu că orice aș cânta, acum am găsit, știu că orice aș cânta, cânt ca mine. Acum lumea zice, dacă deschid gura să cânt, lumea știe că sunt și eu. Gen, știe, e vocea e recunoscibilă, asta e clar. Dar e recunoscibilă și pentru faptul că a fost auzită de foarte multe exact. Ori. Exact. Dacă să fie auzită, trebuie să semene ce faci. Știi? Exact, ce ai făcut o dată cu ce ai făcut altă dată, trebuie să aibă totuși ceva în comun, chiar dacă faci două lucruri total diferite. Cumva ceva trebuie să rămână acolo din tine. Ăla e aportul artistic, de fapt, ceva ce vine din interiorul tău. Și nu cred că e o coincidență că s-au întâmplat toate lucrurile astea și fix despre ce vorbeai tu mai devreme vreau să spun acum. Lucrurile au început să se întâmple pentru mine din momentul în care mi-am băgat picioarele și am zis, vreau să mă bucur. Ce vreau să fac? Mi-a venit așa, aveam o idee de piesă cu... Îmi venise doar chestia asta ca text, poartă-mă în suflet vara. O chestie, o aveam eu de mai de mult, am avut un gagic, ceva. Păi, n-are nicio importanță. De asta o cântă domnul Orlando în fiecare dimineață. De când am zis că filmez podcast cu Teo Roz, mi-a zis luni. Bă, vine, mă filmez podcast cu Teo. Spune, da? Poartă-mă în suflet vara! Mie nu vine piesa asta în cap, de exemplu. Asta a rămas lui. Deci e clar că e tușe. Undeva s-a... Da, de acolo a început totul, de fapt. Acolo am pus cumva... semnătură. Dar cred că a fost o chestie care a ținut de energie, pentru că nici măcar n-a fost piesa aia cel mai mare succes. Dintre toate piesele pe care le-am scos în ultima vreme, piesa cu Bogdan de la Ploiești a fost hitul ăla. Și puternic. Ca și vizualizări, da. Da, vreo 60 ceva de milioane, adică imens. 70. Îmi spun eu, dacă o ascult la fiecare drum. Eu recunosc chestia asta, eu ascult. Bine, nu fac cu petrecere și nu mă filmez când fac asta și nu cântă live Bogdan de la Ploiești, dar ascult. Și Țancă și toți, adică și le respect mult și munca lor. Dar vreau să vorbim mai mult despre asta. Da, nu e ușor ce fac, e deloc. Să știi, am învățat multe lucruri de la oamenii printre care m-am învârtit în ultima vreme. E greu, e chiar greu. Dar o să vorbim.
a fost o chestie cu piesa asta, Poartă-mă în suflet vară, a fost o chestie de energie. A fost momentul în care mi-am dat voie să cânt așa cum mi-am dorit. Știi că la final de piesă, pe Poartă-mă în suflet vară, am făcut niște inflexiuni fix manelistice, cum ar fi. A fost atât de satisfăcător pentru mine. Bine, eu oricum am fost tot timpul deschisă. Eu pe story, peste tot, dacă mă duceam, eu cântam. Dacă îmi venea să cânt o manea, cântam o manea. Adică nu m-am ferit niciodată vis-a-vis de gusturile mele muzicale. Plus că nu mă complexează. Bine, le mascai sub forma umorului oarecum. Adică aveai tot timpul backup-ul ăsta. Dacă te lua cineva în... Ceva există, dar era totuși asumată chestia, știi? Mm-hmm. Pentru că am crescut între lăutari, între oameni, între muzicanți și muzicieni. Nu doar muzicanți. Și atunci am fost cumva deschisă, că când vine și genul ăsta muzical, adică nu aveam nicio problemă, bine, știi? Dovedit. Nu aveam nicio problemă cu asta, adică bă, îmi place, eu ascult, pentru mine oricum a fost un challenge să învăț să cânt manele, știi? E o chestie, odată ce îți place muzica, o cânti, face parte din tine, orice auzi în jurul tău, că sunt manele sau că e jazz, că la fel e extraordinar de greu, exact, știi? Da. Devine un challenge. E o chestie de a-ți dezvolta puțin auzul, gândirea muzicală, chestii care ține de improvizație, știi? Și de asta, în momentul în care mi-am băgat picioarele și m-am bucurat, efectiv, mi-am dat voie să cânt exact cum îmi vine mie, ce îmi vine mie, și mi-am dat voie să fiu eu așa cum sunt, cu preferințele mele, că pentru unii sunt rahat, că pentru alții sunt minunate, că alții... Nu, nici mai contează. În momentul ăla a început mie să-mi iasă treaba. Așa și cu Bravo Stil. De asta, experiența asta pentru mine a fost una extraordinară și m-a pus în evidență foarte tare, fiindcă a fost momentul în care mi-am dat voie, de fapt a fost contextul care mi-a dat voie să mă arăt exact așa cum sunt eu oamenilor. Exact, adică tu ai rupt foarte tare la Bravo, ai stil, dacă îmi permit să spun, nu folosesc termenul ăsta, în momentul în care, în testimonialele respective, adică nu prin ținute, nu pe mine durea fix la basket. Și pe mine, poate vine să crezi și pe mine. Cred că și pe jurații durea fix la basket de ținute, pentru că până la urmă urmei, Bravo, ai stil și toate astea niște show-uri. Oamenii uită, participanții de acolo uită că sunt niște show-uri și în momentul în care uită că sunt niște show-uri, ei devin cu adevărat atractivi pentru public. Pentru că dacă eu, de exemplu, mă duc acum, mă înscriu într-un concurs ăsta, am vrut să merg la Survivor și am picat proba, adică n-am putut, pentru că am mai spus-o într-un podcast, nu știu dacă va fi postat înainte de asta sau după, am vrut să merg la Survivor, am fost pe traseul ăla de probă și am chicat în cap de 3 ori, adică mi s-au tăiat genunchii de 3 ori, eu crezându-mă foarte sportiv. Da, dar sunt foarte grele probele alea. Foarte grele. Mai zis, prieteni. Și sunt și mai grele în momentul în care tu îți bați joc de viața ta și un an de zile bei în continuu, fără măsură. Sunt fan alcool în continuare, în contextul în care alcoolul trebuie să te ajute să te simți bine, nici de cum să te facă să te simți rău, deci trebuie să ai gradul ăla de responsabilitate pe care eu nu l-am avut în trecut. Am ajuns în punctul în care să-mi dau seama că, bă, oricum, chiar dacă eu aș fi mers la emisiunea aia, eu mergeam cu un plan, eu îmi făcusem strategia, cum s-ar spune. Așa e. Aveam strategia că mă duc acolo, că la măciucă la contul de Instagram, că nici o să posteze nu știu ce poze, că să vorbească cu nu știu cine de la canal de să le dea poze ca să le posteze la mine, că dacă după aia dacă fac ceva, cine intră în direct la Teo Show, cine intră în direct nu știu unde, adică eu fiind din interior, îmi făcusem o întreagă strategie în spate de ce aș face eu acolo. Ok, cum uitând, să te promovezi nefiind totuși. Exact, pentru mine era, bă, mă duc să dau lovitura, știi? Mă duc, fac tot ce pot mai bine, nu mă bag în scandaluri, știam la ce mă duc. Adică mai urmărisem formatul show-ului, știam și care sunt oamenii care vor urma să participe acolo, așa că mă duceam cu temele făcute oarecum. Știam că, bă, stai alea, că nu trebuie să răspund la provocări, nu trebuie să fac vreo mai prosteală. Mai ales că fiind și parte din media și exact, mai cu seamă. Exact, și când te întorceai până la urmă, urmi tot cu oamenii aia, dădeai ochii, tot cu oamenii aia ajungeai să lucrezi și așa mai departe. Vrând nevrând, crezi că J-Ador nu o să mai scoată piese cu Costi Ioniță? Să mai scoat, e, logic. Bravo. Și atunci... Sau că nu o să mai vorbească cu culiță. Evident, sub nicio formă. Deci cine crede că lucrurile astea vor continua dincolo de momentul în care se termină competiția, e nebun. Sau nu se gândește extrem de superficial la problemă. Dar am realizat că taman asta m-ar fi făcut pe mine să fiu neplăcut de către public. Pentru că se vedea clar că eu am o strategie când mă duceam acolo. Eu n-aș fi fost eu. N-aș fi fost eu ăsta de aici, n-aș fi fost degajat. N-aș fi fost eu cel de acum față de cel de la începutul interviului. Pentru că evident în momentul în care ai niște emoții, în care ai niște trăiri, ești altfel.
În momentul în care te desprinzi de treaba aia, abia atunci îți dai voie ție să-ți vezi calitățile și oamenii să ți le vadă. Eu ți-am zis, din Bravo ai stil pentru mine, eu am rămas cu imaginea aia testimonialelor tale, care erau extraordinar de amuzante. Erau niște momente foarte mișto, erau autoironia aia care e specifică doar unui om inteligent, adică autoironic n-ai să vezi vreun prost vreodată, pentru că prostul ăla are impresia că e perfect, știi? Mm-hmm. Și era o treabă pe care Bendeac o spunea și chiar o apreciez, pe care chiar o apreciez foarte mult, zicea, bă, dacă vreodată ți-ai pus problema că ai putea fi prost, înseamnă că nu ești. Dar dacă nu ți-ai pus-o niciodată, înseamnă că sigur, sigur ești. Că n-ai cum altfel, adică e limpede. Un om de ăsta care poate să râdă de el, care are capacitatea de a nu se lua prea tare în serios, e un om care poate să facă foarte multe lucruri și de aia și stârnește zâmbetul ăla, stârnește empatia oamenilor, care oamenii rezonează, dar nu rezonează cu perfecțiune. Oamenii nu mai vor perfecțiune. Exact. Da, sunt convinsă de asta, fiindcă nici mie nu-mi place să văd perfecțiune în jurul meu. Nu există așa ceva. Și mă gândeam că oamenii ar trebui să înțeleagă totuși autoironia asta e un scut de apărare extraordinar de tare. Dacă tu ești primul care face mișto de propria persoană, cum te poate durea? Cum te poate afecta mai tare că vine cineva și te ia la mișto? Exact. Când tu ești obișnuit să faci tu însuți treaba asta cu tine. Da, plus că nu mai are haz, nu mai are nicio valoare gluma aia. Dacă eu acum râd de nasul meu că-i strâmb și că e mare și că are și muci în el probabil, nu o să mai poate mai vine nimeni să mai râdă după aia de chestia asta. Știi? Că mi-am exact. Spuneau de exemplu prieteni, zic, bă, tu vezi că ești extrem de sincer. Zic, da, știi la ce mă ajută chestia asta? Cu sinceritatea. Mă ajută să n-am proces de conștiință. Când eram mic, de exemplu, mințeam foarte mult. Mințeam părinții cu notele la școală. Școala era în general și ca să obțin diferite beneficii. Adică, ba, să-mi ia o jucărie pe care mă gândeam eu că nu mi-ar mai fi luat-o dacă știau că am luat 6 la matematică sau nu știu ce. Și atunci îmi dai seama că, bă, era un stres pentru mine să manageriez atâtea minciuni câte aveam de zis. Era un stres să nu mă încurc în ele, deși aveam o memorie destul de bună. Bă, mințeam atât de mult încât era greu, știi, să ții minte ce ai mințit, cum ai mințit, ce ai spus lui ăla, ce îi spui ăluia. Și atunci zici, bă, stai alea că nu mai bine stau eu stresc, relaxat, că până la urmă ăsta e scopul. Când mă duc și pun capul pe pernă, să n-am niciun proces de conștiință. Adică să mă gândesc la cum pot să fac mai bine, nu la cum să nu mă prindă nu știu care că am făcut rău. Despre asta cred că e vorba și cred că e intenția omului bun până la toată coada. De asta am și linkuit din ceea ce îmi povesteai tu și am făcut legătura dintre episodul atacului ăla de panică, care el sau crizele alea de anxietate, nu știu dacă a fost chiar un atac de panică, maică mi-a avut atacuri de panică și erau grave. Adică la ea se sufoca, nu putea să stea singur în casă, Xanax, un an și ceva. La mine cu vomă te soldau atacuri de panică. Okay. Adică nu am pățit chestia cu palpitații sau cu sufocat, dar oricum era nasul cu vomă. Păi era, era o refulare a corpului, trebuia da, să iasă da, cumva da, energia aia, da. Tot ce era rău, toată energia negativă, pe care în momentul în care reușești să o controlezi și spui, băi, stai oleacă, eu de ce sunt așa? De ce am panică asta? Ce mă sperie? Că până la urmă, datorii la cămătare nu cred că aveai. Nu am așa ceva. Nu cred că aveai nici vreo problemă de asta, n-aveai vreun copil la care să te gândești că trebuie să-i dai de mâncare. Nu era nimic grav, deci nu exista nimic nasol în viața mea. Exact. Am avut cu ce să trăiesc tot timpul, adică nu eram îndatorată, nu purtam grijă a nimănui, eram super ok. Treaba e că lucrurile astea vin, ți-am zis, pe neașteptate și ce e cel mai grav e că ai niște gânduri care te obsedează la un moment dat. Gândește că m-am trezit într-o noapte, într-un atac de panică și mintea mea ce crezi că era? Că nebunesc. Eram convinsă de faptul că sunt fix în pragul ăla, dar nebunii. Filmul meu de chestia asta, uite, după Joker n-am dormit o săptămână. Eram la filmări la Moldoveni, am fost cu maica mea și cu un coleg, cu Burțilă, Ion din Moldoveni, am fost la film. De obicei o iau pe maica mea la film ca să am cu cine comenta filmul după aia, știi? Și imediat după ce s-a terminat filmul, m-am dus la niște băieți tehnicieni care erau veniți la București, am găsit, am zis că mă duc să mai beau cu aia, mai stau puțin la discuții, mă fac ceva. Numai să nu mă culc, pentru că mă regăseam oarecum în fanteziile exact. Lui Neculai, cum îl chema, nu Joaquin Phoenix, actorul, cum îl chema pe Neculai? Pe personaj. Ai de capul meu, Murray îl chema pe Robert De Niro, prezentatorul, și cum îl chema pe el, mamă ce lapsus am, mă enervează chestia asta. Un search pe Google, ceva, te că avem și laptop aici, dacă vrei, uite, production value la filmare, scoatem un desta, un laptop și căutăm imediat. Uite, apropo de chestia asta, am fost la circ două veri la rând, da? Să urmăresc spectacol. La circ pe Faleză, niște circari italieni. La Mamaia? Nu, la unde pui? La Eforie. La Eforie, mă rog. Măi, nene, eu am intrat în circ
Și am plâns de când a început spectacolul până când s-a terminat. Și nu doar prima dată, a doua oară pentru că erau cred că niște tramure, niște traume din copilărie și eu le aveam. Adică... Mi-am dat seama că oamenii ăia afișează ceva ce nu e neapărat așa. Că indiferent de ce stare ar avea, oamenii ăia trebuie să facă niște copii să râdă. Și să faci copiii să râdă e extraordinar de greu. Mi se pare circ o chestie foarte tristă, spun sincer. Da, exact așa, exact așa mi-a dat-o și mie, exact așa. Și țin minte, am imagini de astea de când eram mic. Eu n-am fost la circ niciodată până acum. Mergeam, m-a dus bunicul meu odată la circ când eram mic foarte tare și m-am speriat de clovni. După care îmi plăceau foarte mult dresurile și acrobațiile astea. Taică-mi, de exemplu, îmi arăta niște spectacole de circ care erau transmise pe B1 TV când era directoare Brândușa Novac la Circul Globus. Îmi arăta spectacole respective și odată pe lună mergeam la Circul Globus la București, mă ducea la spectacol sâmbătă și după aia la mall la Plața România, care era singurul mall mai mare și mult mai mare decât Iulius ăla din Iași, care inițial fusese cât platoul ăsta de brânză. Și atunci îmi plăcea oarecum circul, dar tot găseam niște lucruri foarte triste. Țin minte și acum imaginea unui clovn, Cristianul chema, țin minte și numele perfect, cum stătea într-o dace de aia, în parcul circului, înainte de spectacol, 2005, undeva prin luna februarie se întâmpla chestia asta și bă, era trist, trist, rău de tot, era o imagine atât de tristă pe care o am și acum în cap, era o dace albă, era pe locul din dreapta în dace albă și o să mă bântuie, cred că toată viața mea, imaginea respectivă, știi? Știi ce mai m-a întristat pe mine ce mai tare la circ? Eram acolo. Încă încerc să caut asta cu Joker, dar ascult. Vara asta a fost tot cu pandemie, cu așa, știi? Ei s-au desfășurat totuși cu locuri limitate, într-adevăr. Am fost la spectacol și erau foarte puțini oameni, adică nici măcar numărul ăla de locuri limitate și permise Arthur de Fleck enorme. Cum? Arthur Fleck îl chema. Ok. Arthur. Și asta era, cu frica față de el. Așa, deci erau foarte puțini oameni. Așa. Foarte, foarte puțini. Și oamenii au făcut spectacolul de parcă ar fi fost, nu știu, spectacolul vieților, ca să înțelegi. Plus că e atâta pregătire și atâta muncă în spate și totuși au, cred că au câștigat foarte puțin, comparativ cu cât erau obișnuiți să câștige în mod normal la circ, atunci când profesau cu sala întreagă, sala plină, știi? Mi s-a părut atât de trist, bă, dar n-am plâns la circ într-una. S-a uitat la mine și îl bufnea râsul, ce putem să la circ și tu plângi acida când a început, dracu. S-a uitat copiii și la tine am impresia că se întâmplă ceva. Cineva ar fi zis, unii ar fi crezut că sunt în depresie. Mă, cred că dar pe mine chiar mai emoționat. Artist, da. Indiferent de public, uite, taică mi-a spunea chestia asta de fiecare dată când aveam. Aveam zile că le făceam emisiuni proaste, de rahat. Da. Dar le făceam de rahat pentru că nici nu-mi dădeam absolut deloc silința de a le face să nu fie de rahat. Și atunci ce m-a făcut și m-a zdruncinat foarte tare au fost niște mesaje de la în care mi-au zis, bă, tu gândește în felul următor, dacă-s doi oameni, trei oameni care te ascultă în momentul ăla și ei aud un Radu de rahat, care îi face lucruri de rahat, crezi că e ok? Adică tu asta îți dorești, poate ăla e singurul moment al lor, al vieții lor în care ei te ascultă. Poate ăla e, tu în momentul ăla ești foarte impactant pentru ei. Poate ei te plac, poate în mod normal te-ar fi plăcut în continuare, poate ai fi putut să reprezinți ceva pentru traiectoriile lor și în viață și profesionale și nu se întâmplă chestia asta din cauza faptului că tu în momentul ăla efectiv nu ți-ai respectat meseria. Nu ți-ai respectat publicul, nu ai respectat pe oamenii pentru care tu trebuie să livrezi indiferent de condiții. Exact așa cum un medic, nu contează dacă e supărat sau nu e supărat, un moment în care vine pacientul în sala de operație, trebuie să intre în sală, trebuie să intre în operație. Exact așa cum un pompier, poate că are un dezastru acasă, dar trebuie să intre și să stingă focul. Și treaba asta a spus-o foarte bine Vali Vigelie. La noi e mult mai greu pentru simplu fapt că nu e numai problema de a te concentra asupra ceea ce faci. E mai mult de atâta. E zâmbetul ăla pe care tu trebuie nu să-l schițezi, tu trebuie să-l oferi cu adevărat. Pentru că se simte, până la urmă, eu cred că am ajuns în era în care nu mai poți să-l mai arăți cu pârțuri de astea. Înainte televiziunea și mass media și toate astea erau perfecțiune, era foarte glam. Da, da, da. Era, nu știu, totul trebuia să fie țais.
De la costum până la să nu se vadă nicio bubiță, să nu se vadă nimica, cheile de fond, de ten, că și acum mai sunt machiaje de astea de modă veche, care mă, când mă duc la machiaj, ies de acolo cu fața portocalie, ca brânza asta, știi? Zic, bă, băiatule, de aruncat doar să nu se mai vadă cearcăle, ce-i cu fața asta meu? Pentru că sunt reminescențele alea, adică aia se căuta în perioada aia. Sunt oameni de televiziune care vezi că nu se adaptează și nu înțeleg treaba asta. Și atunci cred că despre asta e vorba în era asta, în era faptului, momentului în care nu mai poți să o păcălești. Aia e, exact. Ori ești tu, ori dacă nu, du-te tata acasă. Exact, asta nu nu poți să mai păcălești pe nimeni. Oamenii de televiziune de dinainte făceau exerciții, se duceau cu mult timp înainte și bine, și în facultate bănuie sau în școală, ce făceau ei acolo, exerciții de dicție foarte grele, multe, multe ore de exercițiu. Eu, înainte de kitsing, am fost la o doamnă care le-a pregătit pe Corina Caragea și pe multe alte... Viorica Vatamanu? Cred că da. Cred că am avut o... Nu. Dar știu, am avut o doamnă profesor la UNATC care la fel era pregătise politicieni pentru discursuri, pentru campanii electorale, inclusiv de aștept de ajunseseră în dezbatere electorale la campanii prezidențiale, deci sus. Băi, am ajuns la o doamnă care pregătise oameni doar pentru chestia asta. O doamnă extraordinară făcea asta doar acasă cu foarte puține persoane. Nu... Am ajuns la ea prin niște recomandări, nu știu cum, un noroc. Și am înțeles ce înseamnă pregătirea pentru un astfel de job. Știi? Mi s-a părut poveste, n-am putut să înțeleg. Și mi-am dat seama, oamenii se pregăteau atât atunci, să vină acum era asta, când tot ce trebuie să faci e să fii tu. Și e atât de greu să fii tu. Pentru că oamenii asociază televiziunea sau lumea asta pe media cu aparență, exact. Cu ceva. La fel cum și-am avut impresia la început, că și eu când eram mică și apăream la televizor, mă uitam pe la fetele astea, Andreea Bălanci, mă ascultam eu când eram mică acasă și mă gândeam că trebuie să fiu ca ele. Ele făceau ce trebuie, știi? Doar că impresia mea a fost că la televizor trebuie să vorbești într-un fel, că trebuie să stai tot timpul dreaptă, înțepată, cu tare, până când am ajuns la Bravo Ai Stil. Și am stat numai cu o cărjată un an de zile cât au durat filmările. Uite așa, asta era poziția mea pe scaun. Mă certau toți. Băi, am rămas în relații extraordinare cu producția, cu oamenii din spate, cu toată lumea. A fost extraordinar. Asta s-a văzut pe TV. Extraordinar. Acum nu mai e cum să păcălești. Au plâns cu mine la final. Mă, oamenii de la cameră, cameramanii, au plâns cu mine la final. Și n-am câștigat. Au plâns așa de bucurie că ne-am cunoscut, știi? Și asta a fost, de fapt, cea mai mare mulțumire. Și spun o chestie, n-am avut voie să mergem cu nimeni din cauza restricțiilor cu COVID, cu așa. N-am avut voie să vină niciun însoțitor cu noi. Am mers acolo, am filmat, mă rog. Mă, când să număra 10, 9, 8, 7, 6, când m-am uitat în spate, erau 15 de-ai mei. 15 au intrat cu forța în canal de. 15 au fost acolo. Și mă gândesc, toți cu telefoanele, și zic, stai să vezi fraierii ăștia că filmează și când au anunțat că o să câștige fata, că am simțit cumva. Te așteptai? În momentul în care am rămas cu Alexandra Ungureanu, am simțit că nu e momentul să câștig. Yeah. Cumva și în sufletul meu, mi s-a părut că odată că merita, stilistic vorbind, ea a fost cu mult peste nivelul meu. A fost foarte bine pregătită. Exact. Pe lângă asta, mă rog, Victor, îți dai seama, cu haine, cu astea, dar ea pregătea niște ținute alt nivel, ca din afară, de reviste, ceva ce eu nu mai întâlnise. Nici nu știam să-i comentez ținutele, nu văzusem așa ceva în viața mea, mi se părea greu tare. Și nici n-aș fi îmbrăcat drept dovadă, că nu știam ce înseamnă ținutele alea. Dar, vizual, nu găseai o greșeală, adică nu știam niciodată să zic ce e greșit la ce face ea. Mi s-a părut foarte tare. Și pe de altă parte, în sufletul meu, simțeam că eu mi-am atins scopul acolo. Și că ea are mai mare nevoie decât mine și de titlu, că ce făceam cu titlu? Că stilată, n-am fost cea mai stilată nici... E oameni pentru care contează titulatura, știi? Și azi. N-a contat. Pentru că eu deja, pe parcursul competiției, am câștigat atâta public și m-am urcat cu muzica, cu toate cele. Eu aveam succes, piesele mele erau ascultate. Dintr-o dată am intrat în competiție cu 70.000 de followers, apropo de cifre, și am ieșit cu 400 de mii. O rată de conversie uriașă. Văleu, păi da, când visam eu așa ceva? Știi? A fost efectiv momentul. Și momentul ăla mi-am dat seama că, bă, fata asta chiar are nevoie de lucrurile astea. Probabil și de bani mai mult decât mine. Eu spuneam, eu după piesele alea care au fost toate reușite, au venit multe proiecte. Au venit multe proiecte. YouTube-ul, toate alea, știi că s-a adunat bani acolo. Eu am făcut banii aia. Și mi-a ajutat Dumnezeu așa. A fost extraordinar pentru mine. În momentul ăla am fost împăcată, dar râdeam de idioții ăștia care mă filmau toți
Și zic, dai să vezi că filmează toți. Acum aș anunța că câștigă Alexandra, să vezi prăpăd. Dar au fost toți foarte ok. Drept dovadă, noi nu plănuisem să facem nimic după filmări. De acolo, vă i-am luat... Spune că v-ați dus 15 și așa, că după aia e nasol cu ordonanța, cu astea. Nu, ce 15, eram ca să înțelegi, era un local închis, al unui prieten, okay. L-a deschis, special pentru noi, 15 da. În Dita Mai, localul în care încap sute de persoane, nu e o problemă. Tot știi? E ilegal. De ce, mă, nu e ilegal? Că și noi facem asta, e ilegal. A, da? Am mai luat o amendă. Dar nu, e ce, mă, na, okay. Eu mint acum. Ce? E ca să fie vizualizat. Da. Mă, și a cântat Bogdan de la Ploiești, cu trupa, ca să înțelegi, și ne-am distrat. Maxim. Și era ziua ta și făceai 20 de ani, nu? Da. Am mai văzut un film de asta recent acum, zilele astea. Da. Bă, e foarte tare să realizezi chestiile astea și să-ți dai seama. Bă, chiar să poți tu să conștientizezi într-un moment de ăla în care, bă, oricine e tensionat, știi? Când ajungi într-un concurs, totuși, pandemia v-a și stricat treburile în Bravo Style, da, pentru că voi ați început în ianuarie anul trecut. Și a fost întrerupt cât? Martie, aprilie, mai? Ați început după noi. Noi am fost primul proiect reînceput atunci, pentru că se filma izolat în Iași, cu tot soiul de restricții, cu cazați unii la un hotel, alții la altă pensiune și tot așa, și satul în care nu intra nimeni, nu ieșea nimeni pe ulița respectivă decât localnici și așa mai departe. Dar a fost o călătorie lungă, adică a fost fix un an, ceea ce un sezon de Bravo, mod normal, e câteva luni. 6 luni dacă e sezonul de primăvară, dacă nu e sezonul de primăvară, da, și începe în septembrie. Sper că nu deranjez în asta, că mă frec acum, dar am transpirat de asta. În momentul în care a durat, dacă începea în septembrie, dura 4 sau 3 jumate. Dacă sezonul ăsta a fost, de exemplu, începea în septembrie până pe 19 decembrie, erau fix 3 luni în capăt până toată coada. Ei, la tine a și durat un an întreg și la finalul unei competiții de astea care se duce mult și care contează până toată coada, că e engaging publicul, adică emisiunea are un public aparte, chiar dacă a scăzut mult față de cum era la primele sezoane, are un public aparte care se uită, care e foarte conectat. Da, și interesat de ce se discută acolo, exact. Vis-a-vis de ținute și de toate cele aspectele astea stilistice. Să poți, după un an de zile, să ai tăria aia. Și relaxarea aia, să te gândești, bă, fata asta are mai multe nevoie de premiu. Fata asta merită, din punct de vedere al emisiunii astea, care până la urmă o emisiune de stil, merită mai mult să câștige concursul ăsta, merită mai mult să câștige premiul ăsta. Mi se pare, în momentul în care ajungi să-ți dai seama de lucrurile astea, meriți într-adevăr succesul și de-aia el și vine. Nu mai contează prin ce formă. Că mulți, uite, apropo de asta cu manelele, mulți judecă treaba asta. Și asocierea ta și pentru mine a fost ciudată la început. Recunosc, adică am avut discuțiile alea la radio în care ne gândeam la tine și spuneam că, bă, e totuși linkuită cu manea, acum, adică eu știindu-ți calitățile, văzându-ți ceea ce poți să faci, ascultând piesele alea, recunoscând faptul că le ascult, că până la urmă nu cred că e vorba de ipocrizie. Da, nu, dar te gândeai la binele locului tău de muncă până la urmă, nu gândeai? Mă gândeam la cum e chestia asta, dacă oamenii într-adevăr sunt deranjați de conceptul ăsta sau doar vor să pară deranjați. Că e o discuție și acum e un tăvăluc cât casa în legătură cu treaba asta și mulți oameni care se erigează în tot soiul de argumente care mai mult nu sunt argumente și de o parte și de alta. Eu înțeleg, există oameni care într-adevăr nu ascultă manele. Da. Da, care super mișați pe alt gen. De exemplu, am prieteni rockeri care se duc, dacă te duc într-un bar de la Spirală, în Iași, la Gate, așa se cheamă, bă, acolo ești în videoclip la Marilyn Manson, adică nu ai, cu siguranță, da, dacă intră Bogdan de la Ploiești, nu mai iese de acolo. Deci am văzut oameni de aia machiați pe față, cu unghii negri și eu ascult Metallica, Nirvana, AC/DC. Am crescut exact cu același gen de muzică, frate meu, rocker convins, tot liceul. Vezi? Adică își făcea unghiile negre, era cu părul pe ochi, m-am făcut ca el, păi, dar nu era meu, era idolul meu, frate meu. Jur, de, ca să înțelegi, eu ca să-mi depășesc anumite frici în copilărie, ascultam Marilyn Manson, mă uitam și la videoclipuri pe YouTube. Mie mi-era frică, nu? Dar mi-era frică să stau singur în casă. Și ăla idiotul mă lăsa singur în casă, cu muzica dată la blană. Și mă găsea urlând după 2 ore, după ce venea el de la fotbal, mă găsea urlând în casă. Că eu îl vedeam pe Marilyn Manson cu ochiul ăla albastru, alb, ce era el în fața ochiului. A fost traumatizant pe de-o parte.
Și mai ascultam, știi că au câștigat Eurovision? Lordi. Lordi. Hard Rock Hallelujah, Eurovision Hard... 2007, Băleu. 2006, pardon, în Grecia. Îi urmăream constant, doar ca să-mi înving frica asta de imagini ciudate. Și eu am făcut chestia asta mult timp, foarte mulți ani. Am încercat, și Marius Manuel îi spunea în podcast la Damian Drăghici, vorbea despre treaba asta, despre faptul că, bă, am făcut lucruri care mă speriau, toate lucrurile care mă speriau, exact pe alea le făceam. Ce mi-e frică? Mi-e frică că zbor cu avionul, mă sui în primul avion care duce în America și zbor cu avionul până în America doar ca să mi-e atâtea ore, asta. Da. Mi-e frică să, nu știu, să urc pe o scenă, mă urc pe o scenă. Mi-e frică, toate lucrurile astea de care ți-e frică, pe alea trebuie să le faci ca să ți le învingi. Evident că frica nu dispare, categoric, dar ești mult mai aproape de punctul ăla în care să fii relaxat. Țin minte și acum, deci în momentul în care am văzut pe aia în 2006, am văzut în semifinale, au concurat în semifinala de marți sau de juni, mai țin minte exact, oricum astea sunt singurele semifinale. Și după aia, în seara aia nu m-au speriat așa tare, dar în ziua concursului m-au șocat și am căutat videoclipuri un an mai târziu, că în anul ăla nu aveam internet tras în casă. M-am uitat un an mai târziu, în 2007, când a fost Eurovisionul la ei și au cântat ei în deschidere la Helsinki și am căutat toate piesele alea ale lor. Bă, mă speream, nu mai puteam. Aia da. Pentru mine era spaima da. Pământului. Și mai aveam de ăștia, mai erau niște norvegieni, am mai găsit niște suedezi de aia, de aruncau cu sânge prin public, cu de-astea, care mă speriau foarte tare și mă uitam special ca să pot să-mi înving frica respectivă. Nu apreciam. Dar există oamenii aia, de exemplu, care s-ar duce la un concert Lordi, dar nu ca să-și învingă frica. Nu, da, aia care se duc pe bune la concertul ăla. Pentru noi, de exemplu, Rammstein e gradul maxim de suportabilitate. Îmi plac la nebunie. Îmi doresc, abia aștept să înceapă din nou concerte și așa. Sper că în 2022, clar, 2021 nu va exista așa ceva din punctul meu de vedere. Abia aștept să mă duc la un concert de la Rammstein din punct de vedere pirotehnic. Mi se par absolut senzațional. Dar e gradul maxim de suportabilitate. Unul de ăla, în schimb, care se duce la concert la Lordi și plătește bilet ca el acolo își ia serotonina și se simte cel mai bine în momentul ăla, clar nu o să-i placă BDLP. Categoric. Nu poate să-i dai lui ăla fără tine, că nu merge la el cu așa ceva. Nici că noaptea golanii nu fac nani-nani, deși stai, asta se întâmplă în România. Unui român care e fan Lordi sau... Mă rog, din ăsta hardcoreist, nu poate să-i unui placă. Unui finlandez s-ar putea să-i s-ar placă. S-ar putea să-i placă. Îmi găsesc la Caterin că zic, bă, asta e chestie restrânsă aici la noi în țară. Mm-hmm. Dar orice am arătat străinilor, am fost în atâtea țări, am călătorit și le-am arătat și manele pe cine distrăm la petreceri sau așa. Nu am avut parte de nicio reacție, gen, toți s-au distrat cu noi. Pentru că e ritmul. Noi, de exemplu, ascultăm foarte multe manele care sunt acceptate, uite, inclusiv la radio, de exemplu. Eu fac treaba asta. Ascunzișurile, păi, dar nu știm. Ai văzut că mai fac paranghelii de alea, da, de ale mele. Și pun muzică grecească, pun muzică bulgărească, care este exact manelele doar noastre. Doar că e curată tocmai pentru că... Care alte versuri, care o limbă pe care tu nu înțelegi. Și nu sunt cântate de persoanele astea. Pe care nu le cunoști. Da. De altfel, Pantelis Pantelidis la Grecia, exact Florin Salamu de la noi. Nikos Vertisul de la ei... E un pepe de la noi, hai să zicem, adică nici manea, dar nici radio toată ziua. Dar în orice caz, așa e Nikos Vertis nu e pe radiouri în Grecia, clar nu, că au și aia radiouri cum avem și noi, francize de astea, că n-am inventat roata nici de cum. Virginul e Virgin din America, nu l-a inventat Bodone aici, Kiss FM-ul e Dita mai brandul de atâți ani, care apropo, by the way, acum e sub greci. Și bucata asta din România nu l-a inventat Andrei Ciobanu cu Ionuț Rusu, nici măcar Huiduș Găinușa cu nu știu câți ani. Zoo e pe un concept care există de foarte mult timp, nu mai vorbim de noi ăștia care nici nu contăm în ecuația radiourilor mari. Pentru că de ce să ne căcăm pe noi? Nu contăm noi în ecuația asta mare a Ligii Campionilor. Noi suntem așa, Apoel Nicosie, am intrat și noi acolo. Trebuie să vedem, să facem surpriza, să creștem. Păi da, dar nimeni n-a inventat roata, adică dacă vrem să creștem, urmăm oricum aceeași rețetă. Adică nu pot să vin acum și zic, bă, să mă gândesc cum să fac ceva inedit, să crez. Nu există inedit. Bă, îți place ceva? Ok. Trebuie să-ți placă ție, place publicului, oamenilor ălora care se uită la tine, care te ascultă, care îți ascultă muzica. Le place ceea ce faci tu? Da. Ok. Fă, tată, că ăla-i drumul. Ei, nu că nu contează că n-ai făcut altul, frate. Spunea atâți ani. Eu, de exemplu, eram foarte bun la imitat, de când eram foarte mic. Și toți îmi spuneau că, bă, du-te, îl copiezi pe Bendeac.
Zic, să mor tu, și crezi Bendeac e primul om care a făcut imitații, crezi că el a inventat conceptul de imitații. La fel când a apărut trailer la Moldoveni, spunea, copy-paste după la Sârbinți. Da. Ești nebun, comedian rural a inventat-o la Sârbinți, vacanța mare, de acum 20 de ani făceau același lucru. Bun, nu la calitatea la Sârbinți, categoric, nu la nivelul artistic la Sârbinți, dar conceptul nu l-a inventat, n-a inventat nimeni, roata caldă. Tata e mare fan la Sârbinți, dar l-am surprins de foarte multe ori urmărind Moldovenii și râdea, tata râde foarte rar, nu știu care-i treaba, el așa mai se verbe. Dar foarte mișto și oricum am urmărit și eu și foarte mișto plus că ați început voi cu resursele voastre, gen ceva pornit așa simplu și de la mic la mare. Și că asta e cea mai mare satisfacție, știi? Da. Momentul în care știi că ai pornit de la un nivel la care nimeni din jur nu-ți dă șanse. Mie poveștile astea mi se par foarte frumoase, știi? Apropo de asta că cu norocul de a nu te naște bogat, citeam o postare de la Laurent pe Facebook, în care e Laurent Soares Sas, care e un mare trainer de ăsta, un business coach foarte mișto, eu l-am cunoscut la Cluj, e un adevărat exemplu din foarte multe puncte de vedere. Și omul a început foarte de jos, a plecat în Portugalia, el fiind din Beclean, tatăl era pastor, o familie de asta super simplă și modestă, el a plecat în Portugalia să lucreze, era grădinar. În timpul liber, în timpul zilei, avea foarte multe joburi ca să poată să câștige niște bani. Acolo a cunoscut-o pe iubita lui, de care s-a îndrăgostit și povestea el acum la 14 ani, nu la 14 ani, foarte mulți ani diferență. La 14, cred că 14 ani de când a cerut-o de nevastă, dar mulți ani de când s-au cunoscut. În orice caz, povestea despre cum a fost ziua respectivă în care a cerut-o de nevastă și s-au dus la starea civilă să se cunune în Portugalia. Și citind versurile alea, pentru că le-am găsit întâmplător într-o pauză la radio când era de Motans cu Emma Insula, la intrase din soft și o auzeam în studio, am găsit postarea respectivă, am citit-o și m-am gândit, bă, deci marele meu noroc e că nu m-am născut bogat și cred că e un ghinion faptul că n-am reușit să-mi găsesc copilotul înaintea momentului decolării. Pentru că după aia, știi, a devenit greu să te mai gândești la cine te apreciază, pentru ce te apreciază, cine e lângă tine, de ce e lângă tine. Toate lucrurile astea sunt niște întrebări la care te tot gândești tot timpul, știi? Da, asta e un subiect foarte bun. Și pe mine mă macină, să știi, adică e o perioadă vieții mele în care mă macină chestia asta, mă tot gândesc la treaba asta de foarte multe ori și nu reușesc să găsesc o traiectorie exactă, știi? Pentru că nu știi pentru ce ești apreciat de persoana aia. Dacă ești doar un trofeu, pentru că ești cine ești, pentru că faci ce faci și clar, eu cred că oamenii care or să facă ceva în viața asta, au ceva pe fața lor. Pe fața lor se vede că ei sunt oamenii care vor face ceva. Eu cred că pe fața mea s-a văzut de și mult simt, timp. Simt lucrurile astea. Înțelegi? Acum am ajuns. De când era mică. La fel cum pe fața ta s-a văzut. Au fost oameni care au crezut în tine, care te-au arătat lumii. Mă rog, au făcut-o fără să-și dea seama de asta. Dar de ce au făcut-o? Tocmai pentru că tu însemnai deja lucrurile astea, știi? Da. Și nu mai știi exact pentru ce stau oamenii alături de tine. Dacă sunt alături doar pentru că tu ești cine ești și urmează să fii cine o să fii. Păi e complicat. Sau pui întrebarea asta mereu. La fel și cu trei chestii. De exemplu, trei chestii mi-a adus o satisfacție uriașă din pricina faptului că știu de unde am pornit. La fel ca și într-o relație, în momentul în care, de exemplu, construiești. Și bă, urcați împreună și bă, cum zice, de exemplu, domnul Ur, step by step, directorul de la Canal D. Care e drăguț rău. Sau cum zice domnul Iohannis, pas cu pas, când faci lucrurile astea și crești și există creșterea aia, există parcursul ăla, că e și vorba aia clișei, că enjoy the ride, not the destination, toată lumea așteaptă destinația. Da, da. În momentul în care ajungi să ai puterea de a te bucura de drum, e ceva absolut senzațional. Abia atunci cred că vine succesul cu adevărat. Abia atunci cred că se leagă lucruri. Și de asta uite, și vreau să te întreb chestia asta. Tu ești împreună cu prietenul tău de foarte mult timp. De da. Când te știu eu pe tine, de când existi tu, tu ești împreună cu el. Nu mă, nu. Nu sunt cu el de 4 ani. Sunt păi de vreo 4 ani sunt mulți, că avem niște prieteni comuni care... Eu, bine, eu te știu de mult. A, da, dar tu mă știi de dinainte. Mă știi de cât aveam atunci așa? 2014 la Kids Sing, ți-mi minte că se lansa o carte copii talentați din Iași și apăream eu în carte respectivă, iartă-mă puțin. Mi s-a făcut semn să-ți umplu paharul. Nu dă bine la cameră. Păi nu, dar eu țărănit așa nu mai îmi dădeam seama. Acum a prins discuția și nu m-am mai gândit la politețuri.
Și apăream în cartea Copii Talentați. Cânta Mădălina Lefter. By the way, Mădălina Lefter tot aștept explozia aia. Pentru că și ea un copil foarte talentat. Dar ceva și se frumoasă. Întâmplă acolo. Și frumoasă, da? Da. Copil foarte, din nou, foarte, foarte talentat. Da. Și aștept. Și care a muncit foarte mult. Deci știi că suntem practic aceeași generație. Eu nu știu dacă ea... Bine, acum probabil a auzit de mine. 90 și cât? 97. 97, da. Deci exact aceeași generație. Da. Identic, da. Eu pe fata asta o știu și era o generație de asta puternică tare când am intrat eu în festivaluri. Era Mădălina Lefter, mai era o fată, Andreea Olariu, care cânta foarte sus, piese de voce. Era colega mea de la studio, Alexandra, care era Alexandra Stanciu și care, băi, lua trofeele peste tot. Și mai era un băiat, Johnny Bădulescu, pe care nu știu dacă îl știi. Alt talent mare de tot. Erau ăștia patru care luau toate trofeele peste tot în momentul în care am intrat eu în festivaluri. Gen, dacă ei toți patru se întâlneau într-o competiție, era combo, scandal în juriu, era bătaie. Era că nu puteau să se hotărască cui să dea trofeul. Și era greu, tare. Și asta zic, am ajuns să lucrez acum cu Alexandra. Alexandra pe care eu când am intrat în festivaluri... Trece un tren, iertați-ne, trece trenul vieții mele și cu bune și cu rele, Vali Vigelie 2020 a început de pandemie. Vezi, Shazam și de manele. De asta zic să ne concentrăm asupra unor prostii pe care să le spun eu și unor lucrurilor ăsta pe care le spui tu. Pentru că Măciucă mi-a zis, nu crezi că o să iau de trenul. Zis, care ar fi șansele, Măciucă, să treacă trenul fix atunci când noi facem podcast? Uite, trece trenul. Stai, vedem, cât mai trece. Sper că nu-i cu tremur, nu? Nu-i cu tremur. De ce mă, cât de tare poate să se audă? Dacă deja că prindem cu tremur live pe podcast, e clar. Nu-i cu tremur? Nu se aude? Nu se aude. Uite, ne-a liniștit de la sunet. N-ai cum să aud, și am înțeles că nu e cu tremur, știi, că am... Ca și cum, bă, cum prost trebuie, cum să te gândești că ar putea să fie cu tremur, adică ești nebun, nici nu este zonă seismică aici așa, la București. Adică nici nu e epicentru în Vrancea, ci nici la 20 km. Vezi că stai la 8, deci e pericol. Păi, tu da, s-ar putea da, să-l simți. E, știi care e chestia, stau la 8, dar m-am gândit că, bă, care-s șansele să mă prindă cu tremurul acasă? Foarte mici. Pentru că eu, dacă sunt tot timpul plecat, dacă sunt tot timpul pe drumuri, pentru mine asta e casă din prumut, așa, adică eu mă simt ca la hotel aici. Vin de luni, marți, miercuri, joi, deja joi se face bagajul pentru vineri, vine se pleacă la Iași, la Cluj, se pleacă prin țară, la Sibiu, practic, de ceva timp. Oricum petreci mai mult timp în București decât în acasă la Iași sau în oricare altă parte. Bă, da, nu. Ce simți tu în raport cu Bucureștiul? Că eu sunt curioasă. Cum te adaptezi? Nu. De nicio culoare nu-mi place. De asta e o paranteză scurtă, pentru că vreau să revenim după aia la chestia asta cu festivalurile, că mi se pare foarte importantă, dar nu-mi place de nicio culoare. Nu mi-a plăcut niciodată. Adică în momentul în care veneam vizitator aici, când eram copil și inclusiv ulterior, mi se părea foarte tare, mi se părea șmecher, pentru că erau diferențe. La anii respectivi erau discrepanțe între București și Iași. Acum dacă mă întreb pe mine... E cam invers. Exact. Mai puțin din punct de vedere al domeniului în care activăm. Pentru că în domeniul ăsta, până la toată coadă, dacă rămâi în Iași, e Neculai ăla de ajuns director la Școala Populară de Arte cu spăgi, spile și toate astea. Ăla a rămas ăla de e Iași. Adică ăla a rămas, restul sunt colegii mei de la Trei Chestii, dar care până la urmă ormei tot au venit către București, chiar dacă s-a filmat acolo, ceea ce mi se pune o mega performanță. Și acolo ne-am oprit, adică în rest Moroșanu tot pe aici își face veacul. Normal. Laura Cosoi, nu știm, sperăm că e bine, că nu am mai auzit nimic de ea. Da, e bine, asta mă, are ceva vlog, ceva, bă, nu, vlog. Da, nu e sfera mea de interes și am pierdut și mainstream-ul în orice caz. Dar cam mai e Iași în momentul de față. Adică nu se creează comunități, uite cum se creează la ăștia, la Cluj. La ăștia e altceva. Aia suniți între ei, Ceaușanca și-a făcut ea, nu știu ce combinație, restaurant pe aici de te costă 3 salarii să mănânci la de umbrelă de aia cu gaz. De aia tot la Cluj face banul. Ia tot la Cluj vine să-l spargă, tot la Cluj cotizează, tot la Cluj e apartamento. Dar e extraordinar că face chestia asta. E dacă reușești să aduci bani de la București la Cluj, mi se pare tare. Exact. Mi se pare foarte și tare. Și mie mi se pare să vii, adică tu să vii din provincie să investi pe ăștia treabă. Zic, pac, veniți tată încoace să vă învăț o leacă. Târla, pac, mă duc la mine acasă la Cluj, las-mă tată, stau în liniște. Am înnebunit.
La aia se simte chestia asta. De aia, fiind uniți, fiind în direcția aia, se simte complet treaba asta și e cu totul și cu totul altceva. La Iași încă mai avem de lucrat. Dar, într-adevăr, diferența e că acum Iași e mult mai mișto decât era înainte și nu prea mai ai avantaje. Adică crâșmi ani și la Iași, mall-uri ani și la Iași, sunt aceleași magazine, sunt aceleași activități. Ba mai mult, evident, fiind Ieșean, e mult mai fain pentru noi, îți dai seama. Da, dar chiar e frumos, mă, ca oraș Iași e un oraș foarte frumos. Și oamenii sunt mișto. Eu, având foști manageri ieșeni, mă rog, de acolo. Dar și ei fac naveta cu Iași în continuare. Da. Am petrecut foarte mult timp. Mult am filmat pe acolo, videoclipuri. Dacă filmam, nu filmam în București sau așa, că bugetele erau mici. Mergeam la Iași, acolo unde aveau cunoștințe și așa și resurse și făceam treaba și... Am cunoscut acolo foarte mulți oameni și am rămas în relații bune cu oamenii aia. Mi se pare un oraș mișto. Da, nu știu, cred că nicio capitală n-are cum să fie mișto, dacă vrei să mă întrebi pe mine, apropo de treaba asta. Nici Viena nu știu dacă e mișto pentru austriacul de la Salzburg, de exemplu, sau pentru ăla de la Innsbruck sau de la Graz. Exact. Ăla de la Graz, ăla o să fie la, cum e la el acolo în provincie, la dânsul, și sănătate. Nu, capitala e agitație, de cele mai multe ori. Te-am întrebat, de asta te-am și întrebat, cum te simți la București, pentru că m-am lovit de aceleași chestii. Da, și eu. Am venit la liceu și asta a fost mișto, că a fost perioada aia de entuziasm, când cunoșteam alți copii la fel de talentați ca mine și care făceau exact aceleași lucruri mult mai bine decât mine. A fost chestia asta de adaptare în alte medii, alte păreri, alte chestii. Și a fost foarte mișto, adică mi-a luat ochii de la ce se întâmplă de fapt în oraș, de la ce înseamnă orașul ăsta de fapt și ce presupune agitația și aglomerația și tot. Mai târziu, în schimb, am început să simt. Într-adevăr. Când te-ai izbit de depresia a Bucureștiului? Pentru că cred că orice om venit de oriunde, cred că și dacă vii de la Balotești, dacă vii în București, te izbești de chestia asta. Când ai început să simți? Să simți că, băi, e nasol? Prin anul 2 de facultate, așa. Cred că după ce m-am cunoscut cu Alex și au început ce lucrurile să acolo? Iertați-mă, vă rog frumos. Am făcut ce? Ceva? De aici, da. Păi da, zic, e foarte aproape, de asta zic, cred că și dacă vii de la Balotești, adică nu știu, dacă vii de la Chiaj, bine, Chiajna gata, a fost înghițită de București. Dacă vii de la Târgoviște, Ploiești e suburbia Bucureștiului, da? Că zicea și Pătrarul, că faci mai puțin de la Ploiești până în nordul Bucureștiului decât de la Berceni în nordul Bucureștiului. Da, și Nenciu poate să-ți confirme că el vara ajunge mai rapid de la din Titan la Mamaia decât aici la Domenii. Despre ce vorbim? Adică... Bă, și cred că o simți. Da. Simți pentru că nu aparții de locul ăsta. Și nu cred că nici măcar bucureștenii nu aparțin de locul ăsta. Exact. Mi-am dat seama că nu e exact ce-mi doresc eu ăsta ca oraș, ca mediu așa, în care să-mi desfășor viața. În momentul în care lucrurile s-au relaxat, eram deja cu Alex, mi-am luat permisul de conducere și am început să am timp viața. Să observ orașul. Orașul efectiv. Pentru că înainte mă urcam într-o mașină, nu stăteam să mă uit la drum. Eu folosesc încă Waze. Eu fără Waze sunt terminată, jur, am ținut minte 2-3 trasee. Știu cum. Cea mai mare prostie. Dacă vrei să înveți cu adevărat și să-ți fie mult mai ușor, știu. Nu folosi Waze. Dar n-am fost atentă niciodată la drum. Mă, sunt în București de când de la 14 ani, da? Am 23. N-am 10 ani de acum. Odată nu m-am uitat la drum. Eu nu știu pe unde merg. Ce mai greșeală? Mă, nu știu pe unde merg. Pe mine mi-e tare, mi-e frică că dacă mă lași la dracu undeva, nu știu unde, nu știu eu. Pântitan, de exemplu, că nu prea știu zona. Mă las în Titan. Niciodată că ți explică el cu Titan, dacă nicio problemă. Dar mai lăsat în Titan, pentru mine acolo e sfârșitul lumii. Vrei să spun cum am făcut eu prima gafă? Deci fii atent, dacă Doamne ferește, te pierzi în Titan, mai întâi te duci frumos pe autostradă până la Mamaia și de la mare întrebi ceva că duci la București. Sau e trenul până la Gara de Nord, și aia e. Te-ai rezolvat. Fii atent. Iau permisul. Și aduc, îmi dă tata o mașină, un Peugeot 206, să vin cu el la București. Reușesc să-mi fac și treaba, să mă mișc. Și acum Alex tot insista să nu plec cu mașina. Urma să am o întâlnire la Antena 1, ceva, treia să ajung la o discuție. Alex insista să-mi iau un Uber sau un taxi, să aștept să mai conduc de câteva ori cu el în dreapta, ca să mă obișnuiesc cât de cât cu traficul din București. Dar tu ai avut ambiția. Bă, eu țărancă, eu țărancă obișnuită, eu tai, eu spânzuri, eu fac, eu dreg. M-am urcat la volan. Nu știam unde trebuie să ajung. Adică știam Excelsior, vizualizam locul, dar nu știam care e drumul. Aici nu știa Excelsior. Am o mare problemă cu asta. Acum știu. Aici, la benzinărie. Și... E ca și cum i-ar da. Nu știu care e. Dar chiar aici nu știa. Adică deci pe strada asta ajungi la piața Chibrit, la Excelsior, unde stătea Cătălin Dascălu cu Alina Todașcă. Nu, asta știu. Eu știam de când nu fusesem vreodată la piața Chibrit unde stăteau ăia.
Eram pasionat de informații încă de când eram mic, da, mă, că n-am folosit-o în scopurile corecte, aia e partea a doua. Ai vreun, ai vreun regret? Nu. Nu, chiar deloc. Nu, am regrete cu privire la ceea ce va urma să se întâmple, că o să convins că o să mai fiu prost de acum înainte. Și o să mai fac tot soi de chestii. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat și m-au construit lucrurile în felul ăsta. Sunt convinsă. Și sunt foarte fericit că s-au întâmplat. Dar și eu sunt chestii care de care m-am rușinat la un moment dat, gen greșeli pe care le-am făcut, în raport cu persoane care au făcut parte din viața mea. Dar mai târziu mi-am dat seama că dacă n-aș fi făcut lucrurile alea niciodată, n-aș fi căutat să mă văd așa cum sunt eu de fapt. Adică am greșit. Mm-hmm. Cu minciuni, cu chestii, povestim și despre asta dacă vrei mai târziu. Îți spuneam cum am plecat eu cu mașina. M-am urcat, s-a urcat țăranca la volan, la 206 a pornit frumos, ieșea niște fum de sub capotă, dar ăla era ușor de trecut cu vederea, știi ce zic, de-l dracu că... E niște fum. Era de la ei. Efect special. Era de la ei. Da. N-aveam nici ce treabă, oricum nu mă interesa. Și am plecat. Acum gândește-te dacă eu nu știu niciun traseu în București. Fără Waze eram leșinată. N-aveam ce să caut pe drumuri în București. Deci, asta ce an era? Deci 23 minus 4, pe la 18-95? 19, nu, aveam 19 ani. 2016. Da. Era fix anul în care am venit eu în București. Da. Da. Ia fii atent. Am plecat, da? Waze. Îmi luasem eu un suport de ăsta de telefon să-l pun eu pe acolo. Treaba care e o problemă. Că nu puteam să fiu atentă în două locuri deodată. A fost o mare problemă. Deci trebuia să te uiți și la Waze și la drum. Am fost. Și la fum. Știi câte gafe am făcut? Nu vrei să știi. M-au claxonat, da? La un moment dat, am ajuns pe aici prin zonă, înspre Chitila? Zic bine? Pe Chitila e alea, că mai așa. Da, e așa, fii atent. E podul ăla, podul Chitila. Aici e podul Constanța. Așa. Constanța, sau podul cum Constanța, aici e, da. Fii atent. Deci cum mergeam eu așa în față, eu trecusem de mult de Excelsior, să dusese dracu, era în spate la mama. Excelsior aici, jos, la parter. Da, numai, am trecut pe lângă el, că cred că eu m-am uitat la Waze în timp ce treceam pe lângă Excelsior, drept dovadă, n-am văzut când am trecut pe lângă el. Și am ajuns mai în față și vedeam un pod în fața mea. Și se duce așa la în jos și n-am știut unde duce, am zis, dacă ce-o fi în față. Poate e iadul, dracu, nu știu niciodată, n-am de unde să știu, e sfârșitul lumii în partea altă de pod. Cel mai bine, linie dublă continuă, ce credeți că a făcut e sora iadul că-i Pitești. Deci am o criptoriză cu asta cu Pitești și băieții tot râd că noi dacă mai mergem spre Sibiu, spre Cluj, încolo, să trecem în Pitești, tot am ceva cu Pitești, că tot așa, o treabă de asta. Mă rog. Acum poate să uită poliția. Nu, se uită la ligatura. Poliția română n-are nicio dovadă practic în legătură cu asta, dar îți dai seama ce am făcut eu pe linie dublă continuă. Important e că într-un final nu m-am dus spre Pitești. Am ajuns la Excelsior la discuție. Și degeaba, mai bine mă duceam la Pitești. Avea mai multă experiență la șofat. Bă, dar accident ai făcut? Asta e întrebarea. Nu. Cine treabă? Eu? Stai! Eram eu la volan și s-a întâmplat un accident? Niciodată. Nu, te rog frumos, recunosc. Toate astea minore, am dat cu spatele, vezi că am încălcat pe cineva. Stai, mă, astea nu se pun. De exemplu. Nu, mă refer la de-aia, gen down, puternică la mașină. Nu, niciodată, el în schimb, da. Păi el știu că dai umbli cu mașină de aia, de închiriere, CityLink, nu știu, da, de astea. Da. Pentru că aveai Honda aia turbată. Da, uite și. Da, a făcut-o downă total. Care așa Type-R era foarte șmecheră Honda. Nu era Type-R. Nu mai există, nu? Ce? Nu. Dumnezeu să o ierte. Nu, s-a dus, acum vine alta. În același gen. Da. Am înțeles. Dar nu mai am treabă, dar nu mai bag. Sperăm cu alt spirit. Vine cu alt noroc. Mă, dar asta spune. Treaba toată e că eu n-am avut incident, dar asta o singură dată mi s-a întâmplat. Țăranca de la țară care n-a... Când vezi multe butoane și așa nu știi cum să care ce faci că apeși dacă nici nu știi engleză te-ai dus dracu numai 206 nu are așa multe butoane, știi că țin minte aia avea. Lasă-mă 206-le. Gândește că m-am urcat eu la Honda. Pe nu la Honda. Ce era fața mea, zici că era OZN. Așa. Și mi-a explicat el ceva mie, de un buton îi zicea hold brake. Am înțeles eu ce. Adică da, când ai... Vorbeam despre accidentul pe care l-a făcut Theo Rose. După care v-am povestit despre accidentele pe care le-am făcut și eu în aceeași manieră, trei au fost. Deci unul am făcut cu un prost care voia să ia bani de pe mine cu accidentul ăla și mi-a zis așa. Mi-a zis că, bă, tu știi cât mă costă pe mine să fac mașina asta?
Și am zis că, bă, nu mă interesează. Eu am coborât frumos, ca un om, deci ca un om de bun simț. Mașina lui avea un pârț. Mașina mea, ți-am zis, din profil era sigla de la Paramount Pictures. Era așa, făgrașul. Era Olympus, dacă ați băut Sana Chifir. Aia era, frate, uite așa. Moment în care am coborât cu asigurarea mână. Și se uită așa la asigurare, zice, mă cac în asigurarea ta de la Carpatica. Moment în care eu îi zic, băi, băiatule, eu ți-am dat asigurarea, frumos, ce faci? Tu știi cât mă costă să fac mașina asta? Și l-am văzut că e probă de prost de la. M-am uitat așa la el, eram de om drag de copil, 19 ani, cât aveam perioada aia. Deci nu știu, dar tu știi cât o să te costă să-ți faci dinții? Momentul în care la proba de prost o prins, că el a plecat. Eu am zis să tragă pe dreapta, că venea travaiul de spate și s-a dus la stânga. Luni dimineață mă sună taică-meu. Și l-aud, băi, uite Radu, că e aici în birou băiatul ăsta pe care l-ai lovit cu mașina, îmi zici că l-ai amenințat cu bătaie și de frică a plecat. Zic, băi, ești nebun la cap, de frică a plecat, că el a zis că se cacă în asigurarea mea de la Carpatica. Carpatica cred că s-o desfințat, deci cred că putem folosi numele ăsta. Că într-adevăr, Carpatica, mă rog, nu era Alpinica, era Carpatica, adică aici, Carpato, Danubiano, Pontic, românesc, practic. Și atunci nu era Himalaica, era Carpatica, tată, aia e situația. Moment în care ăla acolo pe fundal, și dai seama că treaba e nasoală, că nu știu, că n-avea dreptate. Că eu m-am dus cu asigurarea frumos, că degeaba era asigurare mașină, l-am lovit pe om, mi-a părut rău pentru el, aia e. Dar prostul care avea acolo o dâră de linii, că mașina aia o văd bulită și acum în fiecare zi în Iași. Deci de fiecare dată mă duc în Iași, văd o mașină, pot să vă dau numele când încalc ăsta, GDPR-ul. Dacă să știți de să vă feriți de ea, e un 5R argintiu cu număr cu Iași, cifră, cifră, literă, literă, literă. Fugiți din mașina aia pentru că la pont vă izbește ca să vă ia banii. Un 5R argintiu de la M30D, ceva, M50D, dar adică 3 litri diesel cu două turbine, obosite. Revenind, povestește-ne te-o cu asta, cu accidentul tău, că asta așa a fost o inserție, așa să ne mai destindim. Practic, eu fusesem idiota care a intrat în doamnele de mai din fața mea, că erau două, ți-am zis că am văzut două căpățâni două așa, două țeste, da. Și acum o văd că dă semnal la dreapta. Mare aglomerație, eram pe banda din mijloc, 3 benzi și la noi la București n-ai ce să zici. Nu, că aici sunt multe cu 3 benzi. Da, maxim. Nu mai există și cu 4. Există Mihai, mai. Bravo, astea speciale. Alea deja sunt bulevardii de vezi din satelit. E altceva. Exact. Și acum o văd că dă semnal la dreapta. Mare știu să ne băgăm noi până să tragem pe dreapta, îți dai seama, printre mașini, printre așa și eu și ea, fii atent. Ajungem pe dreapta, da, tragem pe dreapta amândouă, ea în fața mea, eu în spatele ei. Femeia când a ieșit de mașină a uitat să tragă frâna de mână și practic s-a îndreptat cu viteză către mine mașina, înțelegi? Nu vrei să știi cum am băgat marșadier mașina manuală, am care repede marșadier, dă-i cu spatele să nu cumva să mă lovească. Până la urmă a sărit ea în mașină, o doamnă peste 50 de ani avea așa. A sărit ea în mașină, a tras repede frâna de mână, hau, cu tot, cu perucă, era secadă peruca din cap pe spate, așa? Și acum ne întâlnim amândouă la jumătate și era, și era doamna asta de 50 de ani, cam așa, și cu maică sa în dreapta. Era cu maică sa în dreapta, înțelegi? Iese din mașină. Eu când sunt, dacă știu că e vina mea că sunt proastă și așa, eu îmi cer iertare, n-am ce să fac. Mi-a zis, doamnă, eram cu telefonul în mână, scuzați-mă, n-am vrut, hai să vedem ce s-a întâmplat, să rezolvăm problema asta cu tare. Să uită mașina, ei n-avea nimica, mă uit și eu la mea, numărul 2, așa un pic, știi? Zice, păi eu n-am nimica, dar te rog frumos, fii atent data viitoare, să nu se mai întâmple, doamne ferește, poate da, era aveai ceva grav sau ceva. Ce? Tu aveai, eu sigur. Eu aveam. Păi că e accidentul clasic, deci mașină intra, deci nepăstrarea distanței reglamentare înseamnă mașină, bă, zoba aia care a intrat cu fața, cu spatele are așa o brânză de asta lipită, așa, de spoiler. Femeia n-avea nimic la mașină, nici măcar nu era zgâriată, ca să înțelegi. A mea numărul îndoit. Zic, doamnă, n-aveți nimica? Zice, nu, nu-i problemă. Zice, las-o așa că nu am pățit nimica. Zice, da, te rog frumos, fii atent data viitoare. Zic, da, doamnă, îmi cer scuze încă o dată, îmi pare rău, poate v-am speriat, poate nu știu ce. Cu tare, plec acasă. N-aveam parcare subterană sau așa unde stăteam atunci, parcam pe stradă, efectiv pe trotuar. Înțelegi? Ca pleaba, cum s-ar spune. Da. Alex e un tip care are foarte mare grijă de mașinile lui. Alex își îngrijește mașinile, le spală de câteva ori pe săptămână. Lucru normal. Foarte, pentru mine nu tocmai. Dar e foarte atent cu mașinile lui, mașinile pe care le conduce. Și atunci am parcat mașina, m-a rugat la Dumnezeu să nu cumva să vadă sau dacă vede să nu cumva să mă prindă cu
figura. Era mașina lui nouă, mă, cumpărată. Mașina lui, el e băiat, el e pasionat de mașini. Mă simțeam atât de prost că am făcut chestia asta și nu voiam să-i spun, să-l dezamăgesc sub nicio formă. Băi, băiete, și acum m-am dus la de la muncă. Seara a avut și el o perioadă fără permis. Tu l-ai luat de la muncă? Da, a avut și el o perioadă în care a stat fără permis. Și atunci am condus. Ca să iasă ceartă în trafic. Nu, fii atent. Ajungem acasă, am stat acasă și la un moment dat s-a dus el până la magazin, fără mașină, avea magazin aproape, s-a dus pe jos și când s-a întors, s-a uitat, el a făcut așa o inspecție la mașină. Alexandru, dar vine tu aici să ne povestești, te rog. Avalo! Nu mai multă valoare să ne povestești tu, ce ai simțit în momentul ăla? Vino aici lângă noi. Un pahar de vin pentru Alexandru. Vrei bei vin? Bei vin? Și dacă se poate să mai aducem și o sticlă de vin, că asta e pe terminatele aia. Ce brânză aveți voi aici? De asta, deci am zis. Zici sincer, cât ai stat acolo într-o parte, cât de mult ai poftit la brânza asta? Asta e mâncă ce zic. Nu știi că se putea lua, adică băgai doar mâna în cadru, pac, luai și aia era. Domnul Nencione, dacă vă doriți, puteți, serios vorbesc. Ok. Ia, povestiți-ne, domnul Alexandru, cum... Stai să continui și după aia îți povestește și el varianta lui, că avem și perspectivă. S-a spart ceva, s-a spart ceva în regie. Ușor cu mobilă. Brânză nu mai avem, e ok. Lasă că iau cu sticla. Iau cu sticla. Putem să împărțim paharul dacă vrei. Oricum ne pupăm pe gură câteodată. Ați avut și COVID amândoi da, deja? Da, am avut. Deci, Teoroz, iertați-mă, scurtă paranteză, mi-a demonstrat cum a învins anxietatea în momentul în care domnul Orlando era panicat de COVID. Eu am zis, Teo, că noi cu o seară înainte filmasem Revelion. Și am zis, Teo, vezi că domnul Orlando e super panicat cu COVID-ul. Deci, Orlando, da, ești panicat? Să nu-ți fie teamă, că am avut și eu și prietenul meu, n-a fost așa grav, a fost totul ok, tot foarte bine, foarte frumos. Da. Dar chiar a fost ok. Păi bravo, felicitări, deci ați avut noroc cu COVID-ul ăsta. Da. Da, chiar da, adică puii mei, înțeleg că sunt cazuri grave, oameni care au alte patologii. Da, depinde de... Suferă mai mult din cauza. Da, cred eu. Da, dar acum la noi la tineri e foarte greu să se întâmple atât timp cât nu avem alte afecțiuni. Și sincer, singurele simptome... Uite, eu am rămas doar fără gust și fără miros. Mă rog, simțeam... Eu, fără gust, am rămas de ani de zile și nu cred că nu mai recapit. Da? Da, adică nu, am COVID așa, dacă e pe principiu ăsta, e prin 2008-2009, cred că l-am luat și te duc. Nu e vorba de asta. După mine ani trebuie de zile. Trebuie să te cauți, că ceva e. O fi, SARS-CoV-4,5. 2030. Acum fi atent. E altă tulpină nouă. Da. Să zic cu accidentul. Intră Alex în casă cu împăratul, zice... Bă, ce? Un handicapat mi-a lovit mașina în parcare, m-a și ia pe stradă, a dat cu spatele și mi-a îndoit numărul. Da, ia uite-mă pe mine. Scenariul meu preferat. Da, era exact ce-mi doream. Da, ia uite-mă pe mine. Când mi-a zis așa, îi zic. Hai mă, du-i la ce am zis. Voi vedeți aici se întâmplă accidente în timp ce se vorbește despre accident. Deci mi se pare absolut extraordinar. Ia ai grijă când pleci de aici. Deci el totuși credea, de bună credință fiind, că oricine altcineva ar putea fi vinovat. Că a căzut. A căzut nici ceva de la etajul 5, de la o babă, a scuturat ceva și a căzut ghivete. Deci a fost scenariul perfect, mă, pentru mine, știi? Și uite, după ce mi-a zis așa, zic, bă, ce handicapat de viață. Zic, bă, cât de nesimțit să fii, mă, măcar să nu lași un număr de telefon pe parbriz. După ștergător, așa, să-l prinzi în ștergător, să zici, bă, eu ți-am îndoit numărul, mă, sună-mă, mă, să-ți repar numărul, bă, băiatule, știi? Am ținut cu el atunci, a fost sufletul lui acolo, l-am susținut la maxim. Așa e făcut, da? Dar mie nu mi-ai povestit chestia asta până acum. Ce nu ți-am povestit, mă? Ia, și fii atent. Mulți ani, Doamne ajută, bine ai venit. Trece ceva timp. Bine să-ți trăiască, că e o minune și un mare lucru. Eu să-i trăiesc, ți-am mai zis. Și tu să-i trăiești, că e clar că și tu acolo ești o parte consistentă din tot ceea ce se vede azi și vede țara întreagă și Doamne, se bucă. Acum. Trec câteva luni, știi? Ani. Nu, luni, numai luni. Și tot așa, discutam la masă cu prietenii despre accidente, despre cum au lovit ei mașinile cu tare. Băuzim și eu două pahare de vin. Și ai uitat minciuna. Nu, mă, și a fost momentul adevărului. Înțelegi? Hai să zic, ce s-a întâmplat de fapt cu numărul tău ăla lovit de vecinul. Deci era atât de amuzantă povestea în capul meu și era atât de amuzant faptul că Alex era de față și el nu știa.
care a fost treaba. Și am simțit, zic, ăsta e momentul meu de stand-up, la masă cu prietenii. Și zic, hai să vă spun eu una nouă. Le-am povestit toată tărășenii, acum am intrat eu în alea două. Le-am povestit cum a zis Alex la intrat în casă și a zis, mi-au lovit niște proști mașina în parcare, știi? Și acum îi zic, ce nu știe Alex e că nu i-am lovit mașina. Și că l-am mințit că n-a recunoscut pe loc că eu am fost handicapata care a îndoit numărul. Și a plăcut și atunci. Dă-i seama, era de fapt faptul consumat, nu mai avea ce să facă. Da, nu mai avea și era doar numărul în primul rând. Și era doar numărul. Exact, pe principiu pentru care te mai doare undeva de condamnarea lui Elena Udrea. Pardon, Elena Udrea, acum după 10 ani, 11 ani, 12 ani cât a fost, s-a și prescris fapta, fratele meu, ești nebun la cap. Așa e și aici. Corect. Dacă tu ai spus pe 6 luni săracul băiata și uitat da. Cum i-a lovit vecinul numărul. Exact. Aș uita că l-a avut vreodată lovit. Exact. Și atunci evident că era mult mai relaxat. Dar pe mine așa m-a durut sufletul, știi, că știam că ține la mașină și mi-era frică să nu-l dezamăgesc. Că după aia, practic, nici nu mi-ar mai fi dat mașina. Da. Ceea ce ar fi fost o mică problemă. Mică? Așa. Mai mare, zic eu. Mai măricică. După care, în continuare, s-ar fi îndoit de abilitățile mele de șofer. Iar eu care ca erau la un nivel extrem de mare, adică te rog. Două luni de permis, știi cum conducea? Te rog frumos să mă scuzi. Taurete, las, stai ușor. Da, nu, eu am mai văzut-o în curte la canal, știi, când parca. Parca super. Am văzut se simțea, se simțea. Ce mă, ce se simțea? Nu, ce venirea. Deci e ea și cu Ana Maria Barnoschi și mai într-o două, trei, care se simte venirea în... De bine. Ce zici mă așa? Că chiar conduc bine. Doamna Rifai, când vine doamna Rifai, se așterne covorul roșu, iese gardă de la Cotroceni, aduc pe ăștia, regimentul Mihai Viteazu, cum îi cheamă, 30 garde, aia cântă. Dă jos doamna Rifai, frumos, cineva vine, bună ziua doamna Rifai, iese și paznicul, bună ziua doamna Rifai. Toți paznicii au impresia că trebuie să fii sit ca să iei postul de paznic. Bă, nu, am fost de 3 ori, da? La Radio Impuls. De cu el în emisiune. Nu, e vorba de parcare. Are mare, îi imită perfect pe oamenii da. De la pază. Jur că știi imită ce zice perfect. Mircea Bravo, Mircea Bravo spune că eu vreau să eu tot vorbesc de ăștia măciucă, nicio. Uite, măciucă și veni, ce să le pun apă? Vin, ce să le pun apă? Dar de ce ai venit? Nu, lui Alex, probabil să-i pui apă. Nu vine direct. Dar asta mai nu mai revin. Asta revin, perfect. Asta e paharul lui Alex. Hai să mai. Da, lasă-l să-l bea mai pe ăsta. Noi să o luăm pas cu pas. Domeniile Davidescu, prieteni, cei care susțin această emisiune, acest podcast cu Theo Rose, foarte bun vin de o poveste această emisiune. Vreau să spun ceva. Eu nu prea crez taninul. În general. Taninul... Nu, dar de vin e vorba, nu de tanin. Vin. Se regăsește în vinul roșu. Așa. Taninul, înțelegi? Așa. Și nu prea suport vinul roșu. Ăsta e foarte bun și nu am simțit niciun pic disconfort. Pentru că e o combinație... Și vorbesc serios, gen, nu e că fac ceva pe reclama ta, e chestie efectiv de că e bun. Păi, dar tu crezi că eu făcea reclamă la vinul ăsta dacă nu-l consumam în cantități de hectolitri înainte asta să-l bag aici în podcast? Noi așa ne-am cunoscut cu domeniile Davidescu pentru că din greșeală în storiul meu a apărut o sticlă de Davidescu și atunci așa s-a întâmplat nebunia, dar eu eram consumator de mult și prietenii noștri de acolo din Republica Moldova știu asta de la domenii, e foarte suportabil și e un vin de cursă lungă, drept dovadă faptul că acest podcast durează deja de 2 ore fără pauză, că a fost și o pauză, pentru că e un cupaj de Cabernet Sauvignon cu fetească neagră. Ceea ce, iată, dă un sortiment extrem de digerabil și de cursă lungă. Vă recomandăm de altfel, adică vă recomand eu, un enolog, practic experimentatolog pe propriul meu corp, vă recomand așa. Fetească neagră Malbec, tot de la domnule Davidescu și rara neagră cu saperavi, care saperavi, nota bene, hâțul gionuților, este vinul pe care îl consuma Iosif Giugașvili Stalin, anume Stalin, da? Vissarionovici Stalin. Vorbesc foarte serios, e un vin din Georgia, din regiunea Tbilisi, de unde era și Stalin. Dacă o să am un produs, trebuie să vin să-l promovez. Neapărat. Revenind la ale noastre, dacă tu sunteți voi doi aici așa și pare că sunteți, nu că pare, chiar sunteți un grup foarte mișto. În primul și în primul rând asta se simte, știi? Mulți o joacă, mulți joacă de iubirea. Eu am o problemă, iertați-mă, chiar vorbesc cu eu cel mai mult în podcastul în care am invitat. Da, știi ce mai nervează? Da, voi ce șopteți acolo? Baterie aveam? Că urmează încă o oră acum, că deschidem subiect, no, fac. Deja da, deci ce urmează? Vin, vin nu mai avem. Domnule Davidescu, s-au băut 5 sticle de când a început filmarea. Ideea e în felul următor. Mai mult ei. În momentul în care s-a întâmplat treaba asta,
să vă văd, mi-am dat seama din prima că, bă, oamenii ăștia chiar au o treabă unul cu altul. Adică ei chiar se iubesc. Adică ei chiar se plac unul pe altul și rezonează. Majoritatea ei păcălesc iubirea, știi? Au o chestie de asta. S-au combinat, conjunctural, dintr-o anumită conjunctură. Am văzut multe cupluri genul ăsta. Bă, și nu știu, parcă aveau un contract și ne-a dus mai departe. Dom'le, dacă tot mi-am dat cuvântul, acum mergem înainte. Hai că merge. Mergem înainte, ești nebun la ca faci. Las că facem să meargă așa, cum mai târâși grăbiși, da, facem să funcționeze. Bă, și se simte, frate, oamenii nu-s fericiți, n-au nimic. Cum v-ați cunoscut voi și cum de sunteți așa de fericiți după 4 ani, că mie 4 ani mi se pare că aveți proba dacă vreți să vă puteți căsători din punctul de vedere a vieții actuale. Dacă m-ați mulțumim, întrebat dacă gata, vă puteți căsători, eu pot să zic n-avem, da. De fapt avem o pereche de nași, dar merge și a doua. Merge. Mai ales acum pandemia asta, merge mai mulți perechi de nași ca să ai spus la mai mulți invitați, că să mergi la familie. Asta zic. Ia fii atent cu barista, ia. Pac. Deci pe măsură ce consumi Davidescu, ți se ridică și nivelul de... Ia, fiți atent. Bă, ce ne facem noi cu ăsta? Eu sunt nebunită. Am văzut eu la un restaurant chinezesc când a făcut așa și m-am asărit, top, să prind paharul, că a zis că ce scrie acolo. Dă mai jos! Dă mai jos să văd. Citește! Cu... Cine sunt nașii? Dar el a scris, cune sunt nașii? Deci întrebarea noastră pentru voi... Urmează întrebarea Teo Ros și Alexandru. Cune sunt nașii dumneavoastră? Mă, hai să-ți explic. Urmează întrebarea, hai, asta, e întrebarea roșie. Dacă... Nu, e roșie ca focul să-ți bar din norocul, e de-aia. Dacă o să ne căsătorim... Dacă, dar tu să mai pui problema că după 4 ani, ei pierdut 4 ani degeaba. De ce nu? Dar noi n-am plecat cu filme de-astea la drum. Adică noi nu ne-am propus nimic. Lucrurile nici noi cu moldovenii și am făcut două sezoane, se pare gata. Hai mă, eu sper să mai fie. Și eu. Mai ales ce? Astea costă bani, autele, cum stau. Totu-i bani. Aute, nincione, a bulit mașina, vrea 40 de milioane, cât al costă să-și o facă. Ești nebun, deja probleme. Eu ca angajator acum, problemele lui sunt problemele mele. Eu așa le iau ca domnul Ur. If you need some help, I'm here to help you, but my buzunar is crying because it's not buzunar from Istanbul. Jur că așa vorbești, jur că așa vorbești. Buzunar from Seven Colin, but Seven Colin from Iași, pentru că dacă nota bene, genuților, din nou, cultură generală, la Davidescu, bei și te faci deștept, vedeți? Iașiul este orașul celor 7 coline. La fel ca și... Ca și? La fel ca Roma, frate, da, cu tine, da, da, oraș al celor 7 coline. Și la fel ca și Istanbulul, dar Istanbulul cu coline mai mici. Da. Mai mici, dar mai mare, mai big city. Mai big city, asta mai care și, city și mare. Cât, da, cât continent. Uh-huh. Cât doi continenți. Știi că 18 milioane de locuitori, ești nebun la cap. N-are România în momentul ăsta 18 milioane de locuitori. Deci ziceți-ne cum v-ați cunoscut, cine sunt nașii, cune sunt nașii, pardon, și toate întrebările astea, povestiți-ne, că eu nu vă mai întrerup, m-am apuc băut. Fii atent. El ți-a spus că e nepotul Neamărin. Neamărin miliardar sau Neamărin nu, milionar de la Antena 1? Milionar de la Antena 1. Okay. Neamărin e vestitul coregraf de folclor, care e foarte mișto, un om care are o emisiune de succes de atâția ani de zile. Alex a fost forțat să învețe să danseze. Asta e primul lucru pe care tu poți să spui despre forțat, Alexandru. Nu, am fost forțat să intru în sala de dans, dar faptul că am început să dansez mi-a plăcut mie. Nu, ascultă-mă. Eu am văzut... Am fost forțat să aud muzica. Nu, aici deja am început să ne contactăm aici în Nebi. Ascultă-mă. Nu, taci un pic, lasă-mă pe mine să spun. Eu am făcut un mic research și am căutat un pic potențialul de talent la el în familie. Mama lui e o femeie cu ureche muzicală, cu auz curit. Tatăl lui... E un om care apreciază extraordinar de mult muzica. E un om foarte mișto, foarte inteligent, dar care nu se ridică să danseze niciodată. Și la o nuntă mi-am dat seama de ce. Nu simte ritmul. Socră mi nu simte ritmul. Uite, eu de exemplu am ritm. N-am măsură. Adică mă tot duc prea. Și Alex bag de seamă că a avut așa un pic înclinații către partea tatălui. Ulterior mi-a povestit și Neamărin, care a fost povestea că l-a biciuit ca lumea. Dacă deci te cunoști pe Neamărin, da, în persoană? Normal, ne-am cunoscut, normal, că suntem familie. Și acum nu te-a pus la treabă? Mă, să știi că ba, da. Se bade dacă ești bună de strănoră. Da. M-a pus la treabă la un moment dat, la parastasul mamei lui Neamărin, bunicii lui Alex.
Am fost acolo întreaga familie și a trebuit noi să servim la mese, noi să punem, să organizăm toată treaba acolo și ne-a mărit, ne-a dat de lucru la fiecare, cum el un organizator, ne-a testat. N-am cărăit niciunul. Și vreau să spun, părintele n-a, asta... n-a cărăit. Da, hai să spun, eram tot, în cimitir. Tot el a zis când începe să... Părinte, hai, slujba! Ascultă-mă! Eram în cimitir, da? Mama lui Alex plângea, îți dai seama, e un moment trist, practic, și-au adus aminte de mama lor. Mă rog, au iubit-o foarte mult, ea pe ei la fel, cu tare. Ploua afară. Ploua afară, era destul, era mult noroi în cimitirul exact ăla, undeva în Tellerman, poți să-ți închipui la ei. Deci ceva mai trist nu-ți poate și ploaie și Tellerman. În Tellerman ei stau doar în cavouri, mormintele sunt undeva la subsol, cu beton înăuntru, cu coșciugele băgate. Eu la mine la țară n-am pomenit așa ceva, te bagă la 3 metri sub pământ și gata. Se face cavou. Mă, doar cavou. Așa e și la noi, cavou, dar 4 metri sub pământ, nu? Exact, ca e și exact, vorba. Exact, exact. Boss, la mine la țară, te bagă la 3 metri sub pământ, pământ sau, dacă vrei cavou, din ceva deosebit, să construiești lux o mică căsuță. Lux. Ei sub pământ, căsuță sub pământ, la greci, la noi nu cum s-a pomenit greci căsuță sub pământ. Grecii au troiță în formă de biserică. E o bisericuță mică pusă da pe un de la e, pe da stander, pe un stativ, și bagi lumânarea acolo frumos în meteora direct. Aia zic, la noi, la mine, la țară nu s-a pomenit așa ceva, a fost ceva, nu. Fii atent, eram în cimitir, toți mama lui Alex plângea la mormânt, mă rog, un moment trist, toți eram așa. Părintele mai avea încă două parastase până cimitir, nu știu ce. Era, și, cum, și venea când nu venea, era pandemie, aveau da comenzi, era, mult. Și când venea, venea așa de parcă n-ar fi venit, înțelegi? Și ia uite, Neamărin, mă, toată familia, uite-l pe Neamărin, în față. Hai, părinte, vino, că te ia dracu! Haide, vino! Hai, părinte, vină dată aici, că plouă de asta! Hai, părinte, că mama nu vrea cu tine! Plouă. Haide! Mă. S-a venit popa că le ia dracu! Mă, l-a drăcuit pe popa! A, popa a început să vină în fața alergător dintr-o dată în momentul în care Neamărin i-a zis că-l ia pasul dracu. Înțelegi? Dai seama că un popă e mult mai aproape de sentimentele astea vis-a-vis sau de na dracu sau de astea. E el ca să și cum mai ai chemat pe Pleșu sau pe Liceanu. Ai bă, Pleșule, că te-ai analfabetismul, vină în coace. Exact. Mă rog, a fost foarte tare, deci Neamărin a testat. Pa, Alex a pus biciu de mic, el a învățat să danseze... Da. Probabil și de drag, dar și forțat cumva de împrejurări. Cum mă bătea, fii atent, apropo de asta. Aveam, nu știu dacă ai văzut bețele de la Călușari. Nu l-am văzut, că eu l-am urmărit pe Neamărina, știu? E, am vrut să văd de ce trebuie să mă feresc în viață. Fii atent, nu cred că sunt capitalist. L-am uitat tot ajuns la el, stai liniștit. Când termin cu canadeu. Nu, deci eu știi ce mă imaginez? Hai că dacă e termin subiectul ăsta și vă las. Nu e problemă, stați liniștiți dacă e. Gata, puiul meu, hai, hai. Acum eu, da? Da. Hai. Așa, vă explicam. Bețele alea sunt făcute din bambus, să înțelegi. Și acum aveam un băț rupt, frate, din care rămăseseră doar rămășiți, fâșii, pur și simplu, știi? Le-am prins cu bandă izolier. Pe frate, și când dădea cu ăla, îți dai seama că erau fâșiile alea care durau mult mai tare și lăsau da de că cai pe tine de durere, la propriu, înțelegi? Și numai cu ăla le ținea. Deci mi-a dat la din alea pe burtă, veneam acasă cu semne, să vedea fiecare fâșiuță de aia în parte, știi, pe burtă, așa, zic, ia, vezi, mă, frate. Deci nu e legendă că el așa... Nu, 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 chiar îți dă pe bune. Ce și crezi? Înainte nu era bullying. Știi că acum e la școală. A, bine, acum, da, Neamărin n-ar mai exista. Nu mai pune mâna, da. Conform normelor ăstora n-ar mai, ar fi un tiran, un barbar. Ce-i drept, știi, eu sunt de acord cu performanța, cu disciplina, numai că vezi că metoda asta, Neamărin e simpatic. Noi da, râdem da, de da, la da televizor, tocmai, la da, astea. Pentru că există o limită în ce face. Dar există o limită, da. Exact. Nu, eu am auzit de copii la balet, de exemplu, care au ținut cu flacăra de la chibrit, să nu cumva să coboare călcâiul mai sus de o anumită înălțime, știi? Nu, e un pic exagerat asta, știi? Deși lucrurile funcționau și astfel înainte. Adică, uite, și tata e un tip foarte strict. Cu mine a funcționat. E genul ăsta de educație. Da, da, tata e un da, fel de a funcționat, dar într-un fel ți-a dat și anxietatea respectivă. Da, asta zic, asta zic. Adică mi-a dat și anxietate. La pachet cu bune și cu rele. Da, pentru că în continuare mi-a fost frică ca nu cumva să-l dezamăgesc, orice aș fi făcut. Boss, eu spun sincer, eu facultatea am terminat-o doar pentru că nu mi-am dorit să-l dezamăgesc pe tata. Bă, da, ce mine... facultate ai terminat? Actorie, nu? Nu, 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 nu actorie. Ai fost la actorie? Da, mi-am dorit foarte mult să fac, n-am ajuns la examenul scris, nu m-a primit o secretară de la un ATC, am întârziat 5 minute. Madi o chema. Madi o chema, cât m-am gândit, nu mai știu acum o chema. Madi, deci o doamnă de 2 metri. Auzi, Madi, eu nu te blestem, dar să dea Dumnezeu. Deci e adversar al lui Daniel Ghiță, dar după cum le văd, sunt din același partid, săraci. Băi, m-am pregătit. Săraci. Da,
Care a dorit, da. Exact. Care... Are o ghiță care... Vorbim după aia și de actorii. Vă zic acum, treaba cu tata, da, mi-a provocat anxietate mai departe pentru că a intervenit frica de a nu dezamăgi. Facultatea am terminat-o doar pentru că tata își dorea foarte tare că eu să am o facultate. El se gândea în continuare că exista o șansă ca eu să devin profesoară de muzică la școlile din comună. Adică el și-a dorit mult ca eu să termin pedagogia muzicală. Am terminat pedagogia muzicală, nici până în ziua de astăzi nu m-am dus să-mi ridic diploma de licență pentru că nu mi-a trebuit niciodată la nimic și nu o să-mi trebuiască, sunt convinsă de asta. Cred că s-a și desființat Spirul Hared, nu știu dacă mai există, dar eu sper că există, că la un moment dat probabil tata o să mă întrebe. Eu sper că nu mai există. La un moment dat tata o să mă întrebe din nou de diploma mea de licență și trebuie să-i dau un răspuns probabil. I-am zis, i-am promis că o să-i duc să-și o lipească de tavan când se trezește, să dea cu ochii de ea, că mie nu-mi folosește rea la nimic, dacă lui îi provoacă mândrie, atunci sunt și eu fericită pentru el. Dar tata a fost genul ăsta, domn, înțelegi? Și n-am vrut să-l dezamăgesc. Permisul mi l-a luat din prima, mergeam la cross-uri când eram mică, doar ca să-l fac pe tata mândru, în sensul că ieșeam prima la cross-uri, înțelegi? Tata fiind un tip sportiv, eu îmi doream ca eu să corespund tuturor preferințelor lui. Și atunci, dacă era ceva legat de sport, mie îmi place fotbalul doar pentru că tata a fost antrenor de fotbal și pentru că eu mergeam la toate meciurile în tribună și susțineam jucătorii, susțineam pe frate meu care juca în teren, tot felul de chestii de astea. Și cu cine ții acum? Te uiți la fotbal? Acum nu mă mai uit la fotbal, că nu mai am timp, unul la mână și doi la mână, mi-am dat seama la un moment dat că sunt femeie. Păi și ce? Am avut dubii până într-un punct. De exemplu, dacă te mai uiți mult, poți să ajungi prezentatoare de știri sportive. Nu-mi doresc asta. De ce? Nu-mi doresc asta. Nu. E un dezderat în România, să știi. Prezentatoare sunt de știri sportive, da, e un... Dar îmi plac mult gagicile care prezintă sport. Îmi plac extraordinar de tare. Am avut o perioadă în care aveam chiar pasiuni mari. Da, tare, dar Corina Caragea e chiar mișto, într-adevăr. Nu, alea erau în tinerețe, erau pensiuni de-astea platonice și cu Simona Pătruleasa, ai zis doamne Pătruleasa despre asta. E că mă uitam la Observator, la sport, pentru faptul că era Simona Pătruleasa. Era Luca Arvat la Pro TV, nu era pe partea mea. Îmi plăcea mai mult doamna Pătruleasa. I-am spus și dânsei chestia asta. Chiar o persoană, o prezență, da, într-adevăr. Și acum... Să spun cum ne-am cunoscut eu cu Alex. De aici a pornit întrebarea. Școala de dans al lui Neamărin sărbătorea în data de 10 martie. Au avut spectacol, după care au organizat o petrecere. Sora mea era... Hai să spunem despre școală mai întâi, nu vrei ca să înțeleagă de ce... Alex e și coregraf la școala de dans, profesor de dans. Păi ce vrei să-i spui altceva? Sărbătoream în martie pentru că am înființat o școală de dans când eram mic din anul 2000. Și în fiecare an, în martie, celebram, ba prin spectacole, ba prin evenimente, petrecere, etc. Mai puțin anul ăsta, că na, e cu pandemia. Și așa mai departe. Dacă vreți, dacă mai bem 2-3 sticle, Davidescu dansăm aici, nu am nicio treabă. Nu știu cum e cu vecinii. Fii atent, puteți să-l puneți să danseze. N-ai văzut că e complexul nostru, 6 milioane mi-a venit întreținerea. Complexul nou, mi-a venit tapa ca la spețeavă, nu știu nici că n-am gaze. No, la gaze nu, e cu totul electric, cu astea, cu nu știu ce, dar fiindcă eu m-am bucurat că uite ce goală e parcarea, că uite ce goală e sala de fitness, că e jos aici sala de fitness. Nu te-ai gândit că tu și cu ăștia puțin care sunt aici trebuie să susțineți toată întreținerea. Aia mă gândesc, cumva să unii dezvoltatori să ne zic să-i dăm pagba, să împărțim la ăștia patru cât ne-am mutat aici. Da, tată, pagba că a venit pandemia. Iar pe măciucă vină încoace și plătiți pagba, așa, ei. Nu m-am dat seama că e așa vorba, dar na, nu, foarte frumos aici, dar nu dăm numele la complex, nu mi-a dat nicio reducere. Știi? Exact. Da, adică noi în afară de ce ai negociat tu. Păi, calitățile mele de negociator, dar nu... Asta aici ai preluat-o de la turci, de când nu crezi cu ei. Nu, deci știi că turcii te învață foarte multe lucruri. Să știi că da. În primul rând te învață să ai mult mai mult respect decât au românii. Exact. Asta e primul pas. Da. Și e un lucru pe care eu mi-l doresc să-l implementez aici, în jurul nostru. Că o să vreau să vorbim și despre asta, despre ceea ce putem noi face bine pentru țară și pentru oamenii pe care tot îi criticăm constant. Turcii te învață să fii mult mai serios. Și toată lumea zice, nu face afaceri cu turci, că turcii te iau cu mangleală, că nu știu ce. Nu e adevărat. Eu m-am prins că într-un conglomerat în care există români și turci, culmea, de fiecare dată, cea mai mare problemă sunt românii. Da. Ceea ce e un semnal foarte important. Întotdeauna. Și eu nu am avut niciodată nicio interacțiune, 2 ani de zile în care interacționez zilnic cu ei, niciodată nu m-a dezamăgit vreun turc cu nimic. Adică e din capul locului, îți spun, bă, se poate sau nu se poate, știi? Nu vrem tata asta. Îi zic din prima, nu vreau, sau lasă-mă, mă gândesc că îți dau răspunsul mâine, mâine te sună el, înainte să-l sun tu. Îi spune, ne-am analizat și am zis că nu, că dă cu aia, nu știu ce, nu. Dar e
sănătate și la revedere. Dar nu spune că da și nu-ți mai răspunde și la telefon. Și nu mai face exact. Corect, așa. Asta așa e. Asta e. Eu pe aia care nu mai răspund la telefon, eu aș aresta. Deci nu știu, domnule, aș căuta în casă, cum am dat percheziție frumos, îți spart ușa cu berbecul, n-ai răspuns Nicolae la 7 telefoane, ești la pușcărie. Că n-ai cum, fratele, adică nu poți să spui mie că n-ai auzit și că n-ai avut timp să spui, bă, mi-a apărut o problemă sau m-am gândit, nu mai vreau. Da, fii sincer, păi da, exact. Sănătate, nu, a, cu ce, frate, că nu mai răspuns la telefon, ești nebun, adică pe bune, n-ai atâta respect față de tine să nu poți să răspunzi la telefon, zici, bă, m-am gândit mai bine, nu mai vreau. Exact. Nu mai vreau sau sănătate și la revedere și nu mai încurci oamenii. Deci, zic cu asta, cu, deci era spectacol în fiecare an. Așa, într-unul dintre ani. Sora mea cânta cu trupa ei la petrecerea școlii de dans. Am fost și eu invitată să cânt un program acolo. Am ajuns, eu eram liberă de un an de aproape un an, nu, de un an de zile. Liberă, eram liberă în sensul nu că nu mai aveam, nu mai aveam. Era pădrat, Eu cred că trebuie aș prins cu noi după ce se termină podcastul ăsta. Da, el rămâne cu voi. Eu plec. Ca să știți. Acum s-a schimbat balanța. Dacă era atunci Baiu că a lovit Honda, acum două cântări s-a rezolvat, două Honda. Nu una. Două cântări, două Honda. Nu, adică da, cum aia Viorel... am avut eu grijă de Honda să fie dauna. Adică n-am mai zis. A dat tot el a dat-o dauna, înțelegi? Eu a fost chiar drăguță cu ea. El a fost bulangiu. Asta e, se întâmplă. Așa, mă. Am fost invitată să cânt. Eu nu mai aveam relație de un an de zile, eram liberă. Și nici nu m-am... Înainte de asta. Da, noi am făcut cunoștința cu mulți ani în urmă de asta, dar nu ne-am remarcat unul pe altul. Cu 4 ani în urmă. De? De petrecerea asta la care am fost invitată. Mă rog, el avea o relație atunci, eu aveam alte combinații, a fost satisfăcător să faci treaba asta, te întreb. Ce să fac asta? Așa, cu, așa, așa, da. Ți-am zis că e de la un restaurant chinezesc. Ne-am turnat lui Mike odată, de, era fix așa, aia era schema, stai. Și da, chelnerița nu ținea cu mâna mie, nu, eu nu-mi permit acum să mă ud în podcast. Și Mike mi-a sărit, doamnă, să țineți paharul, știi? Și atunci, de aia, după aia, la celălalt comesean, ne-am turnat așa, știi, de sus. Ia. Hop! Hai, vezi? Încercarea moarte n-are. Radele leșin. Dar nu, că avem aici și prosop, niciun fel de problemă. Bună seara, doamnelor și domnilor. Astăzi aflăm povestea cum s-au cunoscut Teo Roz cu Alexandru. Cred că e foarte interesant. Doamnelor și domnilor, ce era pe toate. Poate terminăm până la așa. Neamărin, adică nu e problemă. Neamărin, păcea asta, cum îi spune, petrecerea lui. Că așa, da, că știu unde a rămas. Nu mă mai întrerupeți voi. Așa. Fii atent. Și acum am ajuns în încăpere, în restaurant. Restaurant. Te ajut, dar în restaurant era petrecerea? Da. Ah, ok. La București? Da. Și mă pun la masă cu, la masa, mă rog, la masa cântăreților, la masa lăutarilor. Și unul dintre ei îmi spune, a întrebat nepotul de tine. Și eu zic, cine e mă nepotul ăsta? Păi nepotul lui Neamărin. Ia, cum arată ăsta nepotul lui Neamărin? Da, ea mă știa de fapt. Nu te, ia, bă, arată, stai mă, că nu te știam. Bă, nebunule, nu te știam. Cu 4 ani, ce nu mai știi cine e nepotul? Nu te știam, dar acum că am mai văzut 50.000 de băieți până. 50.000 de nepoți. Păi erai liberă de un an. Păi eram liberă. Stai mă, că da, pe stradă așa vezi mai mulți. Nu, conjuncturale ai vedea. Da, da. Alte conjuncturi, profesionale, tehnice, educaționale, că e cu școala cu asta. Da, mă, logică, da. Și acum fii atent. Să-i dai iubire. Mi-l arată cu degetul așa în horă, dansa. Frumos, ceva, cum? Înalt, drept, așa, postură, un păr frumos, așa, aranjat, frumos pe spate. Nu capul. Mă, bărbat. Dar toți dansatorii am observat, părul pe spate. Da, mă, da. Dar altfel nu te primești la dansuri, nu? Nu știu, Neamărin era și cam trist, așa, din jurul ăsta cu barbă. Nu, că la noi știi care-i treaba? Noi avem pălărit de fiecare dată și căciule, adică la da la petrecere, nu purtau costum. Ăia de dans, de ce au toți, frate, părul pe spate? De ce? De ce? Dar de ce? Nu înțeleg, care-i scopul? Dar internațional sau numai la noi în România? Peste tot. Că aveam și eu niște prieteni de ăștia care se ocupau cu... Nu, vă rog frumos, dacă se poate, ca să... Doar așa, ca să vadă lumea, că genul meu. Că e ce treabă. Bă, te rog, eu nu mai facem. Nu, vinul toarnă de la nivelul... Nu mai facem mai artificiile astea, dă-le dracu, lasă-o așa, că merge și așa. Nu, de ce? Dar nu v-au plăcut artificiile astea? Dă să mă șterg și eu, că mi-ai vărsat pădești. Serios? Nu trebuia să spui asta, trebuia să spui, dă să mă șterg și eu, că...
simt că îmi vei vărsa pe deget dacă îmi vei mai turna încă o dată în maniera aceasta. Așa, bine. Așa. Dar, deci asta nu înțeleg. E internațional, deci toți dansatorii și de dans modern, e așa trebuie să stea, cu părul dat pe spate, nu? Da, mă, da, mă rog. Așa, hai să continuăm. Și acum l-am văzut, l-am remarcat, zic, o, bine ăsta nepotul ăsta lui Neamărin. Ăștia, da, da, cu tare, dar știi care e iubită, că așa și așa, el lansa cu iubita lui în horă, era de mână cu ea, înțelegi? Avea iubită de 6 ani. Nu ca așa. El a întrebat, cum să zic, nu cu vreun interes. El a întrebat așa, ce faci, bă? Nu vine și sorta, că eu lansasem și eu niște piese, eram și eu la început, da, fi cineva. Înțelegi? Ok. Chiar era perioada aia. Aue la ue, la ue, da, la ue. Da, exact, exact. Bravo. Exact. Vezi ce înseamnă să faci research la podcast. Bravo, bravo. Exact. Asta înseamnă. Și după aia am început să ne împrietenim acolo, mă rog, s-a apropiat băiatul și am văzut eu care niște ochi de s-a terminat jmecheria, ochi frumoși, rău de tot. După ce că era frumos de la distanță, faza e când s-a apropiat, a avut un alt impact. Știi că și tu treci exact. Mi-a fost foarte drag de el. Și am început să conversăm pe Instagram dacă a prieteni. Era, adică... era inventat Instagram-ul pe da. Ai mă, că sunt 4 ani, mă, țibul, că ce dreapte. Și am început să vorbim așa, Caterinca, cu tare, cu tare. Dar ne distram foarte mult împreună, râdeam, fără apropouri, fără băgăuri și alte chestii. Nu exista niciun fel de chestie de genul ăsta. Dar nici tu n-aveai recunoaște, hai, recunoaște. Nu, 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 jur că nu, jur că nu. Deci eu nu pot vorbesc niciodată cu o femeie mai mult de, nu știu, câteva fraze de astea. Dacă nu e ori un context profesional, ori dacă nu e cumva clar că, bă, femeia are relație cu cineva și atunci o iei ca atare, știi? O privești în felul următor. Altfel e cu băgău. Da, normal, dar eu sunt sincer cu chestia asta. Frate, eu nu vorbesc niciodată cu o femeie de dragul de a vorbi cu ea. Nu, e clar interesul, e o atracție sexuală, da. Logic, ești nebun la cap. Exista azi nu ne... noi, stai un pic. Deci exista asta. Exista atracție, păi da. Okay. Da, da, da. Asta da, doar că... Doar că, la un moment dat, când mi-am dat seama că vorbim mai mult decât e cazul, pentru că ai văzut prima dată, te ia valul. Vorbești cu cineva și n-ai mai vorbit de mult cu cineva atât de mult încât să te entuziasmeze discuția și toate cele și să te anime atât de tare. De la mine de un an nu s-a mai întâmplat de chestia asta. De 6 ani în erai combinat. Da. Nu, mă, nu. A avut o relație frumoasă, cred că. Băi, ne înțeleg eu, nu. Vin mai des la podcast. Nu mai fi, mă, obraz din mâini. Că doar mai stai 6 ani degeaba. Să-ți mai pun că după aia ajungi la... Băi, obraz nici pe bărbații ăștia, bă. Fetelor, nu vă mai combinați cu bărbați. Voi de ce râdeți? Nu, dați-vă pe femei, nu vă mai combinați cu bărbați. Fetelor, fără bărbați. Nu vă mai combinați cu bărbați, că uitați-vă ce spun. Mă rog, treaba e că eu atunci când am văzut că lucrurile, că vorbim mai mult decât e cazul, având în vedere că el avea o relație, am pus problema frumos și am zis, bă băiete, știi ceva? Eu nu i-am vreau. Ia mă, du-te la relația ta! Da, i-am zis, eu nu vreau să mai vorbim pentru că mi se pare că vorbim mai mult decât e cazul și părerea mea e că cel mai bine ar fi să îți rezolvi problemele dacă există vreo problemă în relația în care, din care tu faci parte în momentul ăsta, să le rezolvi și să discutăm după aia. Fiindcă mi se pare că avansăm în discuții. Și n-are rost. Și îndrăgostea, adică... Înțelegi? Da, da, da. Că vorbeam da. Destul de mult și mi s-a părut așa. Că îmi plăcea să vorbesc cu el. De ce să vorbesc dacă știu că nu există șanse să se întâmple nimic, să fie ceva între noi. Și atunci a durat o perioadă bună de timp până când el și-a rezolvat problemele din fosta relație. M-a sunat la un moment dat, mi-a zis, poți să ieși puțin. Îmi trimitea poze cu el, aflându-se în fața blocului, îmi trimitea poze cu bariera. Și o țineam acolo și nu ieșeam. Hai ieși că m-am despărțit. Nu ieșeam, nu ieșeam. Nu ieșeam. Nu ieșeam și de ce? Pentru că mi s-a părut că a durat destul de mult. Bă, dacă îți place de mine și ți-a pus pata și te-ai îndrăgostit, da? O mai ții? Langa, balanga? Băi nu mai, nu? Nu, nu. Da, dar nu, el probabil cu Neamărin avea o treabă. Adică Neamărin nu-i dădea voie să se despartă la... Nu, dar eu, faza e că i-am spus, bă, dacă nu-i cazul să te despart sau așa, dar bine, hai să o încheiem, că nu există, dacă sunteți ok și așa, că... Dar lucrurile evoluează, noi vorbim cam mult pentru ce ar trebui să însemne o prietenie într-o fată și un băiat. Și atunci ai dragul să o încheiem. Nu există nicio prietenie într-o fată și un băiat, vă rog. Ba există. Nu, dragi privitori. Ba da, există. Dragi privitori. Dragi privitori. Există. Există, există și există. Dacă există limite, suntem 2-1. Uite, mai sunt în spate 3. Există. Mai sunt în spate 3. Putem să întrebăm ce părere au. Există sau nu? Nu, dar nu există nici. Mersi.
Niciodată, nu există așa ceva. Dacă vreodată femeile vă spun că își doresc să fie prietene, înseamnă cu voi, dragi băieți înseamnă care vă uitați acest podcast, înseamnă că nu vor să facă Benji cu voi, vorba lui domnul Orlando, simplu și la un Benji, scurt. Benji. Păi da, dracu, normal că prietenii între ei nu fac Benji. Păi nu, dar stau leacă, dar de ce îți fii prieteni, că putem să facem Benji, nu? Păi dar ce trebuie să faci Benji cu fiecare femeie pe care îmi place așa cât de cât? Ar fi un univers ideal, în, dar ar fi, uite, până și alte religii ne-ar putea confirma. Domnul Măciucă, în Coran, cum se spune? Cum se câte zice neveste Benji, aveți, domnule, nevoie să aveți? Patru? Patru ca să primească câte... Da, ai venit în România. Câte cocoașe la cămilă. Deci, despre asta e vorba. Domnul Nencioni, dacă dumneavoastră, hai să întrebăm în public, dumneavoastră, dacă ați vedea așa o fată care să aveți atracție cu dânsa, sau ați putea să stați așa prieten cu dânsa, sau mai bine cu dânsa întrânsa? Nu prea ai cum. Domnul Nencioni. Nu prea ai cum. Tot o vrei pe dânsa întrânsa. Exact. Da, asta zic. Mulțumesc. Domnul Călin, ia uite că ia să vedem în inima Ardealului. Cum se pune problema în inima Ardealului? E o chestiune de timp până... Când se ajunge la Benji. Întrânsa. Nu, dar de ce mai multe ori știi ce se întâmplă? E unul singur care visează la Benji dintre aia doi. Celălalt profită de faptul că ăla visează. În momentul în care ăla visează, dă cărțile pe față, zice, bă, eu aici cu Benji am venit, mă doare la bască de colegialitatea asta, mă interesează pe mine că ce valori morale astea, nu, cu Benji aveam treabă. Ai nesimțit-o. Uite nesimțit-o la ce prostii se gândește, doamne, iată mai băiatule, mai. Dar cum poți să te gândești la așa ceva? Uite, e o fată cu valori, cu de-astea și el cu Benji, măi, doamne ferește, măi. Hai că oricum n-ai ce să zici, că știi foarte bine că așa e. Ești în minoritate, aici așa nu, e. Că de, gata, îi dăm apărarea, gata. Avocatul apărării are cuvântul. Ia, spune tu. Acum e. Eu vreau să continui. Câți prieteni bărbați ai tu în momentul ăsta? Bă. Dar nu prietena lui Alex sau de ăștia conjunctura. Nu, stai. Nu, Jean, nu zi de Jean de la Craiova care are și de milioane de vizualizări cu tine. Și aș fi prieten, te scoatem o manea împreună. Da, mă, nu da, mă lua cu ăștia. Stai, mă, că sau spun. Cu mine care te-am chemat la podcast. Stai, mă, că spun. Îl sunăm pe Băierică? Nu. Mergem la studio? Nu, am un prieten, din copilărie foarte bun. A fost gagicul meu, primul meu gagic. Când aveam 6 ani. Ah, deci fără, da, acolo da. Bă, da, e prietenul meu bun. Cu ăla vorbesc orice, îl cheamă Costin. Și e prieten cu mine, îl iubesc eu mult de tot. Ăla e prietenul meu din copilărie, suntem doar prieteni. Bine, raportul dintre noi e destul de ciudat, pentru că ne înjurăm și ne batem în permanent. Așa e prietenia, bravo. Cum adică, vă dați cu de astea? Da, mă, da. Tu te ai acum la 20 ceva de ani? Da, mă, da. Da, exact așa. Nu că nu da în tine, nu dau. Altul e raport. Nu, în tine nu dă, că voi cu Benji de asta. Dacă dă în tine, după aia, ăla e semnul că nu mai gata Benji. Da. S-a terminat cu Benji, cu bătaie și înjurătură. Uite, spun o chestie. Pe mine ca femeie, mă ajută să stabilez raportul între mine și un bărbat. Dacă eu îmi doresc să pun o limită între mine și un bărbat, dacă eu văd că el e un pic așa, că se uită așa un pic cu băgăul la mine, știi? Așa. Cu ce, de ce aia băgăul? Băgăul înseamnă că ți-l-ar băga. Ah, ok. Ți-ar băga un apropo. Unde pui pe da. Ăsta? Ok. Nu, no, că avem și OnlyFans astea, dacă vreți să vedeți, că eu ca acum cu sala, cu astea. Acum, dacă ai vrut sinceritate, ți-am dat sinceritate. Fii atent. Deci dacă eu simt că așa. Omul ăla începe să se raporteze la mine ca și cum ar putea să existe un raport sexual așa. Între noi doi, eu încep să activez un pic latura mea băiețoasă. Adică... Ce fă, mă, nebunule? Am înțeles. Ai înțeles? Și încep să mă raportez la el astfel, încât la un moment dat lui dispare cumva libidoul ăla sau cum se zice la voi. Pentru mine femeia este... Da. Ce? Icoană. Nu, icoană, fratele meu. Deci eu iubesc femeia din tot ce... E superbă femeia. Bineînțeles, dacă nu-i proastă. Asta e foarte important. Da. În rest, o iubesc extraordinar de mult. Da, unele sunt niște parșive și trebuie acționat în momentul ăla. Adică am văzut des, eu am și trăit treaba asta. Nu vă imaginați că a trăit eu liric povești de astea. În care era ținut la friendzone. Și friendzone era ca că dacă noi suntem prieteni, că eu te văd ca un prieten, zic, bă, fata mea, tu n-ai înțeles că pe mine asta mă interesează.
Adică, bun, hai să fii prieten, dar hai să bengi, bengi odată, două, trei ori, vedem, de probă. De probă, de probă, să-ți arăt, ce pot? Să-ți arăt cum frânez în intersecție, ce s-a întâmplat. Iar nu mai are la baterie. Nu, apă, gata, apă la Alexandru, dar Alexandru, spune și tu, că când îmi face asta, seama am emoții, că ba, s-a stricat sunetul, ba, camera, ba, a căzut curentul în complex, ba, a venit dezvoltatorul să ne dea afară, că am vorbit urât de complexul lui, care nu am dat nume, și de asta. Deci despre asta e vorba, că raportul ăla dacă îl stabilești de la bun început. Instant, exact. Adică dacă vezi derapajul, ai văzut derapajul, acum se rezolvă. Vezi derapajul, pac, îl sancționezi. Sau nu că îl sancționezi, îți pui scutul tău protector și arăți, îi explici într-un mod cât se poate de clar faptul că, bă, atâta, aia e. Eu cu treaba mea nu-mi place, nu vreau aia de la tine, nu vreau băgău, vreau distanțău. Și aia e, vreau te să prietenău, să de astea, să nu știu ce, ieșau la cafeu, tot ce acum trebuie. Acum eu spun o chestie. Dar momentul în care tu dai speranțe și construiești chestia asta ca să obții anumite avantaje. Corect. Și după ce ai obținut avantajele alea, a, că nu, că doar știi prietenău, că... nu băgău, nu e. Da mă, ai dreptate. E nașpa. Ai foarte mare dreptate, dar acum depinde în ce fază a vieții ești, în ce perioadă te afli. Dacă ai nevoie de validări pentru că ești într-o perioadă în care ai adunat niște frustrări. Tu ca femeie? Așa. Da. Ok, nu. Atunci, tu, femeia în general. Lucrurile astea care vin din partea bărbaților, simți să le faci, simți să le lași da, loc. Da, mă, dar și mie îmi face bine. Mă simt bine când scrie vreo femeie. Normal, logic. Rahat, da. Simt bine când se uită după mine, pa, când văd chestia aia. Mă hrănește, dar nu-i dau speranța corect, gratuită. Corect, ar fi cum am discutat mai devreme. Din fașă să stabilești exact raportul dintre tine și bărbatul respectiv ca să nu se poată da întâmpla, să nu se poată interpreta nimic, ca el să nu-și facă exact speranțe, ca el să știe exact cam cât poate să se întindă. Exact, pentru că după aia adică e, nu e corect, nu e corect raportul. Da, în momentul în care vezi că bă, e o treabă, nu, e, a, e, bă, asta se uită la mine parcă băgău. Da, eu parcă jucău FIFA-ul cu ăștia aici la televizorul. Da, dar din atunci păcate îi spun frumos, explic, fata mea, eu acum cu astea, eu Benji, Benji, dar singur. Că period dificil viața mea est și atunci ai situațiunea, sănătate și revedere. Uh-huh. Și ai, sau îi dai de înțeles în așa fel, nici să nu jignești, nu îi spui, bă, nu, tu vii la mine cu de-astea, cu propuneri de-astea. Că mai sunt și chestiuni de-astea pe care le observăm în decursul timpului și sunt dureroase. Dar problema știi care e? Că astea sunt foarte des întâlnite. Rar întâlnit e să ai o relație de 4 ani în care să nu vă scoateți ochii, în care să vă înțelegeți, în care să veniți împreună. Adică el să te susțină, el să aibă înțelepciunea necesară să înțeleagă, bă, stai alea că fata asta a muncit de-a rupt, a muncit, a tocat chestia asta, a ajuns într-un punct în care te face niște lucruri, hai să o susțin, hai să o ajut, hai să merg cu ea, hai să fiu cu ea. Lucrurile astea sunt absolut uriași din punctul meu de vedere, adică sunt cel mai mare dar, sunt cel mai mare cadou posibil pe care viața îl poate oferi. Da, mă, ești bun. Și atunci de asta vreau să vă întreb. Fratele meu, cum ați rezolvat asta? Ce a fost între voi în ăștia 4 ani? Bun, v-ați cunoscut, asta s-a despărțit, că s-a îndrăgostit din prima, e clar, din momentul în care te-a căutat s-a îndrăgostit. Da, a existat în primul rând atracție. Așa. A fost așa, am vorbit, ne-am dat seama că conectăm super mișto, mi-a plăcut de el, era un tip super curat așa ca principii, știi? Mi-a plăcut foarte tare de el, era un copil bine crescut, căutam foarte mult un băiat care să corespundă cumva idealurilor mele. Am căutat un băiat cu o creștere bună, un băiat cu bun simț, un băiat frumos, un băiat cu cunoștințe, să am ce să discut cu el și să am ce învăța de la el mai cu seamă, să fiu un pic peste mine. Că asta e cel mai important lucru într-o relație, să simți că poți să înveți, că pentru tine trebuie să fie un efort, să te ridici la nivelul partenerului nici de cum, să hai să-l cocoroșești pe ăsta, hai să-l cresc, hai să-l trag. Exact. Și de fapt de asta s-a creat chimia între noi doi, pentru că aveam amândoi domenii diferite din care împărtășeam chestii, știi? Eu aveam mai multe cunoștințe din anumite domenii, el din altele și a fost foarte mișto când ne-am întâlnit, a fost așa cu scânteie, așa știi. Și, mă rog, a durat o perioadă, după un timp a venit să-mi spună, m-a sunat să mă roage să ies la
barieră, că stăteam într-un copil sub bar. Da, n-aveam poartă. La poartă la barieră. Am asta. Da. M-a rugat să ies la barieră. Deci și cum e de la poartă la barieră și înapoi la poartă. Exact. Da. Dar problema e că păi asta vrea. Problema e ca să nu cumva să ajungi de la poartă la barieră și înapoi la poartă și înapoi la poarta albă. Aia, adică trebuie să fie aia cu cinstea zic. Poarta a doua. Aia zi. Ca să nu ajungi la poarta a treia. Și țin minte, am ieșit într-un halat atunci, eram adormită, am ieșit la barieră, nici măcar n-am mai urcat în mașină, am stat așa la geam și am zis, ce s-a întâmplat? Și a zis, m-am despărțit. Și am zis, foarte bine. Și... Gen, asta a fost tare. Da? Nu, 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 nu. Am pus problema foarte corect. Bă, bă, ascultă-mă că am dreptate ce spun acum. I-am zis așa, dacă tu te desparți, să n-ai impresia vreo secundă că o faci pentru mine. Corect, da. Corect. Dacă ți închei relația în momentul ăsta e pentru că lucrurile între voi doi nu mai merg. Eu exact. Nu pot să-ți garantez că dacă tu te desparți în momentul ăsta o să fie ceva între noi doi. Că eu nu știu. Poate te desparți și dintr-o dată mi se ia de tine, nu știu ce să mai întâmplă. Poate corect, nu te mai corect. Plac dintr-o da, dată. Am stabilit chestia poate asta. Apare altcineva în timp. De la ea a venit mai mult, dar am stabilit chestia asta la început, știi? Și am zis, dacă te desparți, fii sigur că vrei să faci chestia asta, fii sigur că poți să faci chestia asta și că poți să treci peste. Pentru că nu-mi doresc să simt repercursiunile despărțirii tale, adică nu asta e ce-mi doresc eu. A venit, mi-a spus că s-a despărțit, i-am spus, ok, vorbim. Am continuat să vorbim, după, nu știu, o perioadă, o lună și ceva, ne-am cuplat. Dar, bine, și a fost o perioadă în care, da, am resimțit consecințele despărțirii. Pentru că avea o relație de 6 ani. Oamenii din jurul lui erau mai mult decât obișnuiți cu relația lui. Am fost strigată cu alt nume o perioadă. Da, s-a întâmplat și de astea. Spun sincer, mă chema Oana. O perioadă mă striga lumea Oana. Oana, 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 Oana. Și pe mine nu m-a chemat Oana niciodată. Bineînțeles că asta nu a însemnat pentru mine, gen, nu m-a făcut să simt ceva nasol neapărat, cât faptul că e greu așa să ajungi să însemni ceva pentru niște oameni pentru care deja altcineva înseamnă ceva, știi? Da. Să înlocuiești pe cineva. Plus că fata din înaintea mea a fost o prezență plăcută pentru familia și oamenii din jurul lui și atunci am zis, vorba de ea aici până la urmă. Da, normal. Dar îți dai seama că a fost așa un pic dubios că oriunde mergem și cunoșteam oameni noi pe care îl cunoștea de foarte mult timp și mă vedeau pe mine, ziceau, ce faci, fata? Și eram gen... Aolo, să moară mama. Nu mă cheamă Oana Brei, trebuie să zic și matale că nu mă... Oricum frustrarea cea mai mare și acum jură că nu e așa, era când te știau pe tine de Teo Roz. Nu, jur că atunci nu se punea problema de așa ceva, gen... Cum adică nu se punea? Nu, era o perioadă în care nu mergeau foarte bine lucrurile și gen eram super... Nu, și pentru mine cea mai mare frustrare mea e că lumea nu mă cunoaște, jur. E una din cele mai mari frustrări, dar e cea mai mare motivație în același timp. Eu atât asta îmi doresc, bă, să nu mai... Efectiv, când ies pe stradă și nu mai există decât unul cu tulburări de memorie să nu mă cunoască. Nu mă, dar există un bun pentru fiecare dintre noi. O să vezi că o să-l ai și tu, gen. Chestia asta nu trebuie să te afecteze în momentul ăsta. N-am simțit-o și m-am bucurat de perioada aia în care lumea nu știa toată lumea cine sunt, cum mă cheamă. Adică erau oameni care habar n-aveau cine sunt. Dar unii oameni care credeau că tu ești Oana. Da, și mai aveam problema că, gen, puteam să fac exact ce simțeam când voiam. Adică nu avem o problemă. Acum dacă ești într-un loc public, sunt convinsă că oamenii toți se uită la mine. Adică nu mai poți să faci multe lucruri. Și de ce? Te faci de râs, mă. Te deranjează? Eu sunt și handicapat așa. Păi înțeleg? Tocmai asta cred că trebuie să fie o chestiune asumată. Cât de râs te poți face? Adică ai droguri la tine? Nu. Eu mă simt bine. Ai arme la tine? Nu. Ai, faci comiți legalități cu oamenii? Nu. Nu consumi ilegalități în general. Adică la mine dai chiștoace pe jos? Nu mă, și atunci despre ce vorbim, fratele meu, ce poate fi de ascuns? Las că așa sunt eu, prost, ca e, că mă scutesc în nască, mă mănânc ca ei. N-am o problemă cu asta, dar oamenii dintr-un anumit punct sunt foarte atenți la tot ce faci. Și o să vezi, sunt foarte multe vorbe, gen oamenii vorbesc extraordinar de mult, mai ales la noi industrie, e belea mare. Da. Și știi și tu foarte bine și... Dar inclusiv curajul de a le expune pe Alex este o treabă. Dar n-am niciun fel de problemă. Puteți să mai mergeți, vă rog frumos, în bucătărie, dacă spuneți să mai aduceți o sticlă de apă fără să spargeți toată sticlă de vin sau pahare? Mă rog. Cu asta, cu recuzita. Am trecut și prin faza asta în care lumea mă confunda. La un moment dat lumea a înțeles că numele meu este Teo, că sunt noua iubita lui Alex și că asta este... Că tu cânti? Treaba, că eu sunt cântăreață, că mă rog, cu asta.
Alex a fost lângă mine în perioada în care mergeau lucrurile foarte prost, în care eu tot speram că o să se întâmple la un moment dat ceva, dar se întâmplau foarte greu, înțelegi? Aproape deloc. Am avut, apropo de chestia asta, știi că a fost cunoscut de undeva, când toată lumea s-a așteptat să existe un boom pentru mine. Da. Boom-ul ăla nu a existat, pentru că nu am fost pregătită pentru el în primul rând. Îți spun sincer, te cunosc de undeva, a fost experiența care pe mine m-a călit și m-a învățat televiziune cu adevărat. Am învățat cum sunt oamenii în televiziune și cam cum merg lucrurile. Și era acolo... primul show în care nici nu erai menajat oricum, adică în canal, hai să fim sinceri, în canal oricum e sentimentul ești cocoloșit. E sentimentul de familie. Da, și ești cocoloșit. Da, tot timpul, adică dacă nu te trezești, te sună directorul, să te trezești, te duci la emisiune. Da. Adică despre asta e vorba exact. în canal. În antenă nu se întâmplă chestia asta. În antenă sunt lucrurile stricte. Dacă n-ai respectat, ai zburat. Da, da, da. Pe de altă parte, ăsta poate fi și un lucru bun. Pentru că îți creează o disciplină. Da, da, eu nu... Adică mi se pare că taie și aripi foarte rapid. Unor oameni care ar avea mult potențial de a crește și... Trebuie să vadă, au niște oameni acolo sus care nu prea ar avea ce să caut în locul ăla, dar e doar părerea mea. Eu la Te Cunosc de Undeva am fost doar cu artiști foarte mari, cu oameni de televiziune foarte buni, cu oameni cu multă experiență, cu artiști de renume, care erau mai buni decât mine în orice făceam. Gen, singura diferență între mine și ei era faptul că eu aveam mai multă energie pentru că eram mult mai tânără, pentru că aveam 18 ani. În rest nu exista niciun fel de diferență. În rest, ei erau mai buni decât mine în orice făceau. M-am lovit acolo de foarte multe situații. Ajungeam acasă în fiecare seară și mă boceam, plângeam. Pentru că mi se părea că nu ating exact așteptările oamenilor din jurul meu. Înțelegi? Vedeam și în comentarii. Eu când am intrat, Te Cunosc de Undeva, primele 3 ediții au fost cu hate de la profund din partea unor oameni în toată firea. Adică mă uitam pe profilele lor și erau oameni de peste 40 de ani care mă judecau aspru și eu aveam 18 ani. Înțelegi? Da, da, da. Adică eram un rahat cu ochi care încerca și el să scoată capul acolo, să se facă văzut. Înțelegi? Ei, aici putem să ne reîntoarcem la problema cu anxietatea și așa mai departe. Exact, adică, exact. Da, nu mă rog. Oamenii trebuia să fie mulțumiți care te judecau, exact, ci oamenii care te apreciau. Exact, dar doar că eu știam foarte puțin despre lucrurile astea atunci. Eu îmi doream doar 18 să... ani, na. Da, îmi doream doar ca oamenii să mă vadă și să înțeleagă că îmi place să cânt, îmi place să fiu acolo. A fost o experiență extraordinară pentru mine, m-a călit în ale televiziunii. Asta era după Kitsing, când am avut eu începuturile în televiziune. Da, Kitsing, repet, adică a fost o chestiune în care n-aveai ce pierde, adică nu era nici competiție. Nu, te cunosc de undeva, nu. Era o competiție. Da, da. Kitsing era un loc în care lucrai cu oameni ca Grasu, ca ăștia de la exact. Canal. Cine da, era da, producător da. La Kitsing? Clara? Clara. Păi da, acolo deci erai ca într-o familie, da. Cu mamă, cu tată, cu asta. Da. Și asta da, se și simte, că de aici da, și vine succesul în canal. Știi că toată lumea se întreabă, de unde vine succesul? Știi, Bădulească în sinceritatea ei, extraordinară. Ea da. Explică lucrurile astea. Oamenii cred că ea e fake, că spune lucrurile astea ca că îl pupă pe șef. Nu, Bădulească e extraordinară, e extrem de sinceră. Ea ce simte, aia spune. Da, ea da, dacă boss. Nu te place, se vede. Da. Te urăște da, din start. Da, da. Dacă te place, spune din tot sufletul ei. Și a zis-o foarte... Bă, mai bine că nu a putut să o spună nimeni. Fratele meu, aici noi suntem uniți. Sigur, există și excepții. Excepțiile alea se vor înlătura singure în decursul da. Timpului. Pentru că ce nu trage la căruța principală? Cine nu înțelege că aici, fratele meu, e de a pus suflet, e de a ajutat între noi, e de făcut lucruri, ăla pleacă, pa, sănătate, se auto-exclude din conglomerat. Întotdeauna. În momentul în care, uite, și azi când am fost aici la brânză, i-a zis ăla lui Călin, întreabă Călin, auzi, da, de cât timp ai afacerea asta? Și ăla iese și spune că, domnule, dar nu e afacerea mea, că eu sunt vânzător aici, dar mă compor ca și cum ar fi a mea, că asta e singura soluție ca ea să meargă. Și atunci, dacă nu înțelegi chestia asta, degeaba e. În momentul în care e competiție și pe măcină reală și hai să-i dăm în cap, în stânga și în dreapta și alea, normal că nu iese treaba. N-are cum. Exact. Sau dacă iese așa de un bulan că e vârciu, nu știu cum, sau că nu știu, că a venit neamărin, sau că s-a întâmplat un efect, sau că e formatul bun, dar nu merge constant. Exact. Și nu scoți, nu naști, nu crești. E ceva ce e de gata. E cum și întrebarea, că întrebi orice cocalar ce faci, zice, nu mai fac nimic, eu tot de-a gata, bă. Da, mă, da. Exact eu, așa. Ala-i stilul. Zic, m-au călit multe experiențele astea pentru că am dat de oameni foarte bine pregătiți pentru genul ăsta de mediu. Cu scutul activat, cu toate cele. Adică oamenii erau căliți și răscăliți. Eu eram în june.
Și m-au afectat toate lucrurile care au venit, pentru că nu mă așteptam la toate. Gândește-te că înainte de fiecare reprezentație a mea la Te Cunosc de Undeva, o spun în premieră și nu știu dacă aveam voie să spun chestia asta, dar acum abonez că nu. Ai voie, că aici exact asta vânăm. Premieră, emoție, râs. Fosta mea manageră, să-i dea Dumnezeu sănătate. Alina. Să duce la benzinărie și îmi lua o sticluță de aia mică de whisky, să beau câteva guri din ea ca să-mi fac curaj, că mi era o frică de... Mă muream de frică, pentru că am cunoscut acolo tot felul de oameni cu care am lucrat, care cumva prin atitudinea lor mă timorau. Mi se părea că nu corespund așteptărilor emisiunii, că nu sunt ce trebuie, deși la final, în final am fost pe locul 2. Adică cumva am fost ce trebuie pentru competiția aia. Doar că normal că nu aveam încă de atunci secunda și toate cele, dar acolo am învățat-o. Adică acolo am prins eu șmecheria de la Vârciu, de la Andrei Ștefănescu, Jorge, erau foarte, Paula Chirilă, Anca Țurcașiu, eram cu oameni mișto, da. Oameni foarte buni. Și mi-a prins foarte bine experiența aia, după care a fost treaba cu Antena 1, am avut emisiunea aia la Divertiment cu Pepe și Dorian Popa. Atunci, 2017 vara. Atunci eram combinată cu Alex, proaspăt combinată cu Alex, din primăvară eram cu Alex și în vară am fost la emisiunea respectivă. E, atunci Alex a văzut cât de tare am muncit și cât de mare e chinuiala pentru ceva ce nici măcar nu mi se potrivea. Pentru că atunci a fost pentru prima dată când mi s-a oferit un rol într-o emisiune care n-avea nicio legătură cu personalitatea mea. Am simțit-o la început, i-am atenționat de la început, le-am zis, bă, mie trebuie să-mi dau să vorbesc ceva. Zic, sunt mică, într-adevăr, nu am încredere în mine la maxim, nu știu dacă o să fac față a tot ceea ce se petrece aici. Dar zic, dați-mi o șansă, ceva, nu puteți să-mi dați un rol de asistentă TV, pentru că asta mie nu mi se potrivește. Adică n-am nici corpul și nici tăcerea necesară ca să pot să îndeplinesc acest rol de asistentă TV. E foarte important să ai atitudinea asta pe care ai avut-o tu, în primul și în primul rând, și în al doilea rând să o ai bazându-te pe ceva. Da. Pentru că majoritatea, să știi, că eu am observat treaba asta în decursul timpului, oamenii care eșuează în domeniul ăsta, oamenii care nu, sau care nu ajung la un nivel atât de înalt pe măsura potențialului lor și a calităților lor, sunt oamenii care ori nu sunt destul de bătăioși și le lipsește curajul, sunt oamenii care acceptă orice altceva numai să-și învingă frica nu și să lupte cu fricile lor, ori sunt aia care au tupeu, dar un tupeu total nefondat, adică oamenii care în mod normal, bă, stai tată în banca ta, pe aia pe care vezi tu pe ei, știi, vezi tu pe ei și atât. Da, eu cred că a intra așa în forță, dar a ști ce vrei să faci, e soluția în absolut orice domeniu. Nu, știam cât pot, știam că nu sunt extraordinară, adică știam care era rolul. Dar erai conștientă că e un domeniu viciat, da, de foarte multe probleme. Da. Doar că aveam nevoie doar de puțină încredere ca eu să pot totuși să-mi exprim părerea vis-a-vis de ceva ce știam că știu și eu. Adică nu voiam să-mi ceară cineva părerea vis-a-vis de orice se discuta acolo în momentul ăla. Eu aveam nevoie doar ca la anumite subiecte să pot să intervin dacă simt. Doar dacă simt că am ceva de spus. Nu voiam să intervin cu orice preț în orice fel de subiect. Treaba e că oamenii m-au ajutat puțin în sensul ăsta, doar că în continuare eu nu simțeam că mi se potrivește extraordinar de tare situația. Adică era, tot timpul mă îmbrăcau, uite, de exemplu, contează foarte mult cum arăți pe scenă, în emisiune, contează foarte mult și cum ești îmbrăcat și cum ești machiat, trebuie să te simți confortabil cu tine însuți. Dacă ții nu-ți place, uite, eu de exemplu jur, eu am o chestie de asta, am niște fixuri. Eu dacă tu ai sunat acum și tu o deschidem pe șleau treaba asta. Eu fac 2-3 dușuri pe zi. Așa e ritualul meu, mă trezesc dimineața la 5-6, fac duș. Mă întorc de la radio, dorm la prânz, fac duș, dacă mai e seara, mai fac un duș. Acum când mi-a dat mesaj la 6:25, când 5 minute ajungi, eu să-mi bag picioarele, nu mai am timp de duș. Aia e. Primele 5 minute, până m-am acomodat, deși nu puteam, că m-am stat, m-am mirosit, am întrebat și pe ăștia, bă, put? Nu put? Spuneți-mi dacă put. Păi eu mă dau cu Calvin Klein, vin aici să văd pe tine care puți. Păi tu poți, băi, cartianule. Și atunci m-am gândit că stai să văd dacă put sau nu put. Și simplu fapt că eu n-am făcut dușul ăla, bă, m-a spart psihic, 5 minute mie mi-a luat să mă obișnuiesc cu ăla, n-am mai avut timp să mai fac duș, hai să facem treabă, gata, lasă, aia e, că e un blocaj psihic. De ce nu ai zis, mă, că te așteptam?
Eu am exact, am exact aceeași problemă. Am învățat să fiu și profesionist între timp și să nu mai îmi pun nevoile mele pe primul plan în fața nevoilor altora și să respect în primul rând faptul că, bă, stai alea, că am chemat-o pe fata asta la 7, dacă veni mai devreme decât atât, e dovada maximă de respect. Și chestia asta am văzut-o din partea ei și mi-am dat seama că va ajunge și va fi ani de zile acolo sus, indiferent că Manele, că Bogdan de la Ploiești, că pentru bani, că ne pentru bani. Că multe discuțiile astea, că te-a apucat manele pentru bani, că nu știu ce, că nu știu cum. Eu vă spun, Teo Rose cu siguranță va fi artist al poporului român, la fel cum vor fi mulți alții. Dacă vreți vă fac o listă, că o să vedeți și invitați aici, mulți ani de acum încolo. Chit că va cânta cu Bogdan de la Ploiești, deși nu cred, cred că ei va duce în zona în care va impacta cu ceea ce știe ea cel mai puternic, chit că nu. Va fi foarte sus, indiferent de ce va face, pentru că, frate, e respectul. Eu în momentul, frate, pentru mine chestia asta cu trezitul de dimineață e cel mai crunt lucru care mi se întâmplă. Și îl iau ca pe provocare în fiecare zi. Când am filmat Revelion, eu eram mugi de beat la 8 și ceva, adică am terminat filmarea, după m-am bătat, că era Revelionul. I-am zis că, bă, măcar la filmare de Revelion să fac Revelion, dacă de Revelion. Cine știe, poate la Revelionul nu mai apucăm să mai facem pe Revelion. Și am zis că azi mă îmbăt, am băut 5 sticle de alea de Prosecco, m-am dus acasă, da, mă, dar era super, da, mă, dar era super vorbăreț, gen, are impresia că a făcut ceva greșit. Nu, ea, nu, ea era pe iubire, de-aia mi-am făcut prieteni noi în seara aia. Spunând chestia asta așa și mi se pare că regret că ai fost așa. Nu că regret, era regret. Super de treabă, gen, m-ai făcut să mă simt extraordinar de bine cu faptul că urma să vin să dau probe la Radio Impuls, ceea ce pentru mine era o provocare că n-am mai fost la radio ca co-host niciodată în viața asta. Și asta este lui mare rahat, da, cu mine. M-ai făcut să mă simt extraordinar. Ce poți fi așa rău? Da, mă, da, jur, dar m-a făcut să mă simt confortabil și faptul că știam că e el acolo, că prima dată n-a fost el. Prima dată n-ai fost tu, a fost... cu Ghiță. Da, Mihai. A fost Ghiță. A fost ok și cu Ghiță. Dar în momentul în care a fost el, am simțit că e cineva familiar acolo care știe care-i treaba cu mine, știe că n-am mai făcut asta, știe, n-am nicio așteptare de la mine, e în stare să salveze situația în caz de orice. Și exact așa a fost. Bă, dar știi, știi ce mi-a plăcut în momentul ăla? Deci eu m-am dus acasă. Ea a fost filmarea de după, filmarea de după mine. Că au fost 3 runde, da? Deci dacă eu terminasem la 8, eu terminat undeva pe la 1 noapte. Da. Și la dimineață, eu am ajuns la 7:05, ea era deja acolo cu mașina parcată. Și era ieșit afară. Ceea ce, bă, băiatule, în momentul în care tu vii invitat înaintea prezentatorului... Da, m-am filmat Revelionul și a doua zi trebuia să fie o umilință. Odată, că n-am reușit să mă trezesc înaintea ei. Iar să văd chestia asta, mi-am dat seama, bă, asta înseamnă profesionalism. Să faci treaba asta și pentru aia înseamnă machiaj, înseamnă păr. Da. Eu m-am trezit, am dat un duș pe mine, am pus niște haine, am plecat, pa. Să văd chestia asta, bă, e o treabă. Și atunci, cred că despre asta e vorba. Deci eu zic, Teo, 100% tu și încă foarte puțini artiști care pot duce așa ceva, cred că vor readuce în prim plan muzica aia lăutărească veche și va redeveni o modă, exact așa cum acum e modă cu NND, cu Dăm nopțile înapoi, da, mă, cu toate astea. Da, de fapt, nostalgia vine lăutăria. Deci după, da, nostalgia vine lăutăria. Da, am vorbit despre asta și la mine pe Instagram, fiindcă în momentul în care a apărut chestia asta cu manelele și în momentul în care am început și eu să intru în combinație cu artiști care cântă manele, Am discutat. Dar de ce ai intrat? Uite, spune-ne acum pe final. De ce ai intrat în combinație cu artiști care cântă manele? Nu, spun că pentru bani. Nu! No, eu cred că așteptam în momentul ăsta. A fost pentru mine, vă spun sincer, a fost cea mai mare bucurie să colaborez cu oamenii ăștia. În liceu am început să studiez lăutărie și manele vechi. Mă rog, pe mine mă interesau inflexiunile vocale ale artiștilor, nici de cum versurile, pentru că de fapt manelele de astea sunt etichetate greșit. Pentru că textul era drăhat, acum să fim sinceri, era foarte greșit din punct de vedere gramatical. Oamenii culți niciodată n-ar fi ascultat genul ăla de text pentru că era total greșit. Dar dacă stai să privești în profunzime, mesajul piesei la final era unul foarte mișto. Cântau tot despre Vale dragoste. Vale Vigelie are piese foarte mișto, bă, de exemplu. Pentru mine Vale Vigelie e un artist de suflet. Stai puțin, stai să le luăm așa. Vale Vigelie, Jean de la Craiova, Adrian Minune și Florin Salam, da, sunt... cei patru Adi de la artiști Vulcea, care cântă manele, care sunt foarte acceptați de societate în general. Gen, indiferent că suntem ascultători de manele sau nu. Acum, da, am făcut eu o statistică și am văzut eu care-i treaba, gen, de la oameni, da, care nu ascultă vezi pe TV manele, orice ar fi. Aia pe care vezi pe TV. Da, tocmai, că sunt mediatizați, tocmai pentru faptul că au și un vocabular anume, foarte îngrijit.
pentru faptul că sunt și foarte respectuoși. Transmit un anumit mesaj. Da, sunt oameni umili. Și atunci și televiziunea a acceptat să-i promoveze pentru că și ei promovau la rândul lor ceva corect. Ok. Mi s-a părut perfect ok. De acord. Da. Ce văd eu o problemă, iartă-mă că te întrerup, e exact stilul manea interlop. Maneaua interlop, exact. Care e și trapul interlop, adică stilul Dani Mocanu și alea. Exact. Alea, într-adevăr, n-ar merita niciun fel de promovare și mi se par cancer. Exact. Cancer exact. De ce? Pentru că, nu știu. Sunt de acord. Când despre faptul că te duci la pușcărie că ai omorât pe cineva. Când despre faptul, mă rog, asta se întâmplă și adică în trap. Adică tu când faci reclamă și în trap și în hip-hop, când tu faci reclamă la necaz. Încălcarea legii. La necaz. Nu, la încălcarea legii, că necazi și să iubești două femei, să nu știi pe care vrei. Dacă îmi faci reclamă la încălcarea legii, bosule, lasă-mă, tată, tu n-ai ce căuta în mainstream niciodată. A, că te ascultă unii, hai să-i facem să înțeleagă diferența dintre faptul că ceea ce prezinți tu acolo s-ar putea să le ruineze viețile. Exact. Corect. Și despre asta e vorba. A, că zice Vali Vigeliniei, basul în viața ta, ba că nu e așa, nu e nimic periculos, nu mi se pare nimic vulgar și nu mi se pare nimic exact. Suburban. Asta și pentru că oamenii ăștia au crescut într-o altă perioadă. În care nu se promovau lucrurile de genul ăsta. Spune-mi tu o melodie lăutărească veche care promovează așa ceva. Că am fost la pușcărie. Maximul de dramatism e deschide gropare mormântul. Care aia are legătură cu un eveniment extraordinar de trist al vieții cuiva. Da, acum e cool, vezi? E cool încălcarea legii. Da, eu cu asta nu sunt de acord. Da, stai mă, că e o perioadă cum a fost atunci Biugi Mafia. Gen când cântau ei, nu știu, tu, taci dracu, dacă mai scoți un cuvânt, cred că mi-a explodează capul. Da, dar ei aveau argumente, știi, și aveau și o leacă de texte, aveau și o leacă de creier. Aia era diferența. Da mă, da, știu asta, doar că cum a fost Biugi Mafia care a avut... Dai speranțe la televizor. Da mă, stai mă, lasă-mă să zic, Becky! Cum erau ăștia Biugi Mafia care... aveau curajul să exprime vocea unei generații, da? Așa sunt ăștia acum, că ei ar vrea să epateze toți, să arate că sunt șmecheri, că sunt ei forțoși, că să taie cu cuțite, cu pistoale. De fapt, niciunul n-ar face asta, știi? Dar le place să verbalizeze. Și atunci apar niște puștani de ăștia, cum e și Abi, care zice, ți-aș face, ți-aș drăge, ți-aș cutare. Dincolo de... Nu e credibil, aia e problema cea mai mare. Mă, dincolo de chestia adică asta... e credibil doar pentru oamenii care ar putea fi atât de puternic influențabili, adică pentru puștii mult mai mici decât el. Da, mă, da, dar e o chestie de timp, e o chestie de perioadă. Puștii vor crește, vor avea nevoie de alte valori și le vor schimba. Adică eu n-am luat dramatic chestia asta că se întâmplă. Că a, nu, clar, dramatic să nu ce? E. Să drogheze, să... Important e să nu fie un curent. Adică dacă e o perioadă, e ok. Dacă e un curent și dacă reapar astfel de artiști, cred că e o problemă dar nu mare. Va fi, dar nu și va cred, fi. Știi care e problema din punctul meu de vedere, Teo, din toată chestia asta? Consider că ceea ce se întâmplă azi, pe de-o parte, e bine, pentru că exact ceea ce vorbeam în începutul discuției noastre, există oameni, adică în momentul de față, televiziunea, mainstream-ul, mass media, radio-ul, internetul, absolut toate canalele de comunicare, nu le mai poți păcăli și e vorba despre sinceritate. Exact. Și nu mai poți să mai joci altfel decât cum ești. Dar există și o parte negativă și anume faptul că orice inconștient poate căpăta accesul către opinia publică, care opinia publică dacă nu e pregătită să perceapă un să mesaj și să-l propriu. Digere, exact, să-l filtreze, exact. Să-l digere, e foarte, foarte riscant. În același timp, consider că în trecut doar oamenii talentați reușeau. Exact. Astăzi există foarte multă lipsă de talent și de cuvinte de spus și de valoare care totuși se bucură de notorietate. Da, pentru că în ziua de astăzi se pune mai mult accent pe autenticitate. Și acum există și oameni care nu sunt atât de inteligenți, atât de informați, dar care sunt autentici. Eu am descoperit astfel de oameni, am câteva exemple pe care nu le spun acum, dar i-am văzut cu ochii mei. Sunt convinsă că e o chestie trecătoare, pentru că, pe de-o parte, mă sperie faptul că ei nu au un mesaj corect de transmis, adică eu am văzut ce pot ei. Nu pot prea mult. Adică la nivel mai mare ar putea fi un dezastru dacă lumea s-ar orienta după opinia lor. Acolo e pericolul. Asta zic. Acolo e pericolul, aia e problema. Dar culmea e că cred că ca să poți rezista în chestia asta, îți trebuie mai mult de atât. Mai mult de o chestie care trece. Adică mai mult decât părerea ta pentru o perioadă. Trebuie să ai consistență. Trebuie să poți rezista.
ca să reziști, îți trebuie mai mult de atât. Îți trebuie mai mult decât cunoștințe, îți trebuie curaj, îți trebuie asumare, îți trebuie multe alte chestii. Și eu și tu am pornit în chestia asta printre oameni mari care ne-au călit, ne-au călit puternic. Adică ne-au pus în fața faptului împlinit. Bă, poți să faci asta? Bine, nu poți să faci, nu. N-au fost oameni care ne-au pus într-un proiect și s-au folosit de carisma noastră. Pentru că n-a fost vorba doar despre carismă în ceea ce ne privește pe noi doi. Da, și bă, mulți din generația noastră care încă am prins reminiscențele clasice. Da! Adică cei născuți dinainte de 2000, care am prins reperul televiziunii cu Dansez pentru tine. Da, exact, da, exact. Au fost oameni care ne-au luat și ne-au aruncat acolo și au zis, hai mă, fă. Nu faci, ai zburat, la revedere. Da, și atunci erai forțat să faci ceva. Cum ți-am dat mai devreme în bucătărie exemplul ăla, în momentul în care sunt pus într-o situație în care sunt lăsată singură în televiziune. Pe mine când s-a pus camera, eu fac ceva sigur. Nu știu dacă bine sau rău, ceva fac. Trebuie să-mi vină să fac ceva. Exact. Eu trebuie să fac ceva în momentul ăla. Eu văd pe mulți care se opresc, buchează, nu, pur simplu. Adică... Eu în momentul ăla fac ceva. Da. Poate să fie un rahat sau poate să fie ceva extraordinar de amuzant. Sunt la două extreme, amuzant sau rahat. Da. În rest, altceva nu pasează la mine. Serios, cred că e marea problemă, cred că e o chestiune de percepții. Pentru că oamenii nu-și dau seama că aceeași cameră transmite către același tip de public și poate către același număr de oameni și poate că are exact aceeași putere. Adică tu poți fi natural în fața unei camere de telefon, dar dacă e o cameră de televiziune te-ai blocat. Exact. Despre se poate, se poate. Și de asta vreau să te rog, Teo, în încheiere, în primul și în primul rând să-ți mulțumesc enorm că ai venit aici. Bă, și eu mersi, chiar m-am simțit super bine. Pentru mine e un record, adică eu sunt un om care vorbește extrem de mult, de data asta am tăcut. Avem, te-ai întâlnit cu cineva care vorbește la fel de mult ca tine. Și mă bucur teribil de tare. Nu te bucură. Ba da, pe mine mă bucură, mă ciucă, îl văd așa îngrijorat cu montajul, cu astea, las că știu că am de oferit aici. Hai mă ciucă, că nu-i problemă. Mă ciucă, cu montajul. Se gândește că dă la Stanciu, Stanciu, de astea, se gândească, aia cum ce tăie, nu tăie nimica, frate. Ei, nu tăie nimica, ești nebun. Mai taie din ele, dă-le dracu, că așa am vorbit, am mâncat la rahat așa. Ce e să mai te face în color correction să apară frumos ca la Boboneti? Și aia e gata, am făcut podcastul. Că e exact ce trebuie și anume, Teo, îți mulțumesc pentru faptul că tu ești cine ești, e sloganul Bayern München. Pe care eu l-am în suflet, Mia San Mia, așa se numește, suntem cine suntem. Adică nu încercăm să facem altceva, nu încercăm să părem altcineva. Și e o valoare intrinsecă uriașă a muncii tale, care se simte în tot ceea ce faci tu. Eu îți mulțumesc teribil că ai venit aici alături de noi și că ești primul invitat de aici din casa asta. Celelalte două podcasturi au fost filmate la Cluj până acum, în casa lui domnul Călin. Pe care o să-l prezentăm la un moment dat. Momentan vorbim despre el ca să construim misterul din jurul lui. Și vreau să te rog dacă poți în încheiere să dai un mesaj pentru tinerii care te urmăresc și care sunt convins că te apreciază într-un număr foarte mare. Ce le-ai transmite tu să facă ei pentru a fi mai fericiți, adică pentru a trăi o viață mai bună, pentru o calitate a vieții mai bună. Bă, eu în primul rând mă bucur foarte tare că am luat astăzi parte la chestia asta, la podcastul ăsta al tău. Dacă am zis de câteva ori că sunt mândră de generația mea, raportându-mă la câteva exemple clare, să știi că unul dintre exemple ești chiar tu. Sunt foarte mândră că facem, că împărțim aceeași generație, fiindcă ești unul dintre oamenii de vârsta mea care chiar fac ceva cu viața asta, care chiar au o părere extraordinar de bine fondată, cu argumente, și mă bucur tare pentru chestia asta. Și dacă ar fi să le transmit ceva tinerilor de vârsta noastră sau poate chiar mai mici sau mai mari, nu se știe niciodată, ar fi să țintească cât mai sus și să nu se împiedice de niciun fel de obstacol, să muncească oricât e nevoie pentru a-și atinge scopul, să aibă curaj și cu cât le e mai frică de ceva să se ducă cu și mai mare tupeu către chestia aia, pentru că doar așa o pot depăși. Eu doar așa am reușit să-mi depășesc toate fricile. Și să nu cumva să fie descurajați de faptul că nu pot fi chiar ei acele exemplare rare care reușesc în viață. Pentru că s-ar putea ca chiar tu însuți să fii acela care face ceva ce poate intra în istorie, care poate scrie istorie în țara asta sau poate chiar la nivel mai mare. N-ai de unde să știi niciodată. Nici nouă nu ne dădea nimeni șanse să facem ceva în viața asta și uite că am reușit să facem ceva. Nu la nivel maxim în momentul ăsta, dar totuși
facem ceva și vorbim. Cred că suntem la început, adică eu asta sper. Și eu, și eu sper. Asta e începutul și că urmează ani în care să formăm lucruri și să ne desăvârșim oarecum. Am fost niște copii până în toată coada. Și mulți alții au fost, numai că alții au rămas la nivelul de copii. Alții poate au vrut să spargă o bulă și să crească. Un boom venit de nicăieri, acum fie vorba întâlnit ca o paranteză, nu te poate ajuta să te menții acolo. Niciodată. Important e să existe un proces care te duce în punctul ăla culminant al carierei tale. Adică am avut atâtea eșecuri, am avut atâtea momente în care am simțit că o să reușesc și cu toate astea nu a fost la momentul, niciodată. A fost la un moment dat când a vrut Dumnezeu, atunci a fost bravo, ai stip, na, de exemplu. N-ai de unde să știi niciodată. Și mă bucur tare că am venit astăzi aici și că am vorbit despre toate lucrurile astea, deși n-am manageriat nimic. A fost tot așa, am trecut dintr-una într alta ca prin brânza. Da, și păi aia e și ideea. Da, aia e și ideea. De ce? Că ne-am distrat, de ce? Pentru că încercăm și vedem dacă greșim, vedem ce am greșit și corectăm. Pentru că cred că asta e cel mai sănătos. Eu sunt un practician din fire, deși îmi place și teoria. Adică n-am o problemă cu a dobândi cunoștințe. Îmi place să citesc, îmi place să memorez. Și nu te simți prost în cazul în care nu știi ceva. Niciodată. Exact asta. Să țineți minte și chestia asta. Consider că practica și că exercițiul madre de învățături cum est, cum traduc eu total greșit și eronat din limba română într-o latină păsărească. Da. Prieten tău Romuz a fost astăzi alături de noi și prietenul ei, Alexandru, viitorul soț poate, cine știe. Eu îi mulțumesc mult lui Teo pentru faptul că a venit alături de noi. Consider că e un mare artist al momentului și va fi un mare artist al următoarelor momente din România și poate nu numai, cine știe, poate vom avea artiști cât mai mulți care vor sparge granițele țării noastre. Mulțumim domnule Davidescu pentru faptul că au fost alături de noi în acest podcast care se intitulează Vin de o poveste, deci e cu Vin, e cu Teo Rose a venit. Și cu Radu și Teo și Alex au băut vin și mai mult foarte Radu și mai mult în regie foarte că s-au spart și pahare. Lasă că a turnat și Teo Rozânia. Avem dragi aici o fetească neagră cu Sauvignon, cu Cabernet Sauvignon, care ne-a ajutat să fim coerenți chiar și după 4 ore aproape de filmare și de băutură în același timp, ceea ce înseamnă că e ceea ce trebuie și că și băutorii sunt ceea ce trebuie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și nu uitați, like, share, subscribe, share pe story-ul vostru, etichetați Radu Țibulcă în share-ul vostru de pe Instagram, în share-ul de pe story-ul vostru de pe Instagram și eu voi redistribui în story-ul meu de pe Instagram. Sau îmi vine ții buzele. E normal. Fetească neagră. Nu în ultimul rând, având în vedere faptul că am consumat acest Cabernet Sauvignon combinat cu fetească neagră, avem un cadou pentru tine, Teo, tot din partea prietenilor noștri de la domeniul Davidescu. Da, continuăm și acasă, adică. Ca să aveți suvenir de la această întâlnire. Super, mulțumesc. Și fii atentă, am eu un prieten de la Iași, prietenul meu Justin, de la o inima mea. Așa. Care și-a făcut o chestie de asta cu lumânări, adică chiar ele produce și tot chiar, el le vinde. Chiar aveți, aveți multe idei din astea pe care reușiți să le puneți în practică. Și Ben, prietenii noștri comuni, au făcut cartea cu povești care sunt le știm și pe alea, dar fii atent ce scrie pe asta, că e genial. Ia uite aici, e cu dedicație. Single at another table. Sunt la altă masă. Exact, ceea ce trebuie. Să vezi despre ce e vorba și să-mi spui dacă îți place. Oamenii fac niște lucruri foarte mișto, sunt foarte buni în ceea ce fac. Foarte frumos. O să le punem Instagram-ul în Instagram-ul meu, Radu Țibulcă, așa că dacă intrați acolo și dați cu follow, o să vedeți și idei personalizate de cadouri, lumânări parfumate, ca să nu mai spuneți că moldovenii put, să nu mai vezi nesimțirea asta vreodată. Moldovenii put a Tom Ford, cel mai rău caz. Asta n-am mai spus și eu la țara niște. Nu put! Și, să știți că are o casă foarte curată și foarte îngrijită și e foarte frumos aici. Astăzi, că știam că avem musafiri, că altfel e foarte curată și foarte îngrijită și nu e foarte frumos aici, că e foarte dezordine aici. Oameni buni, vă mulțumesc, eu sunt Radu Țibulcă, nu uitați, share pe story cu redistribuire, cu astea, cu tot ce trebuie, tag Radu Țibulcă și nu știu ce. Și eu vă dau repost, share pe Facebook, TikTok, follow pe TikTok Radu Țibulcă, like la pagina de Facebook Radu Țibulcă, follow pe contul de Facebook Radu Țibulcă, follow pe Instagram Radu Țibulcă, subscribe la canalul de YouTube Radu Țibulcă, like și comentariu. În comentarii întrebați-o pe Teo Rose ce vreți voi să o întrebați.
Și cu siguranță eu vă dau inimioară și vă răspund și poate vă răspunde chiar și ea la curiozitățile pe eu. Care le aveți cele mai de top. Da, jur că intru. Vedeți, s-a făcut. Doamne ajută, vă pupăm. Să aveți o viață cât mai lux pe care voi să vă faceți așa, să nu așteptați să vă facă alții.